Salutare și bine ați venit la Viva Historia, un episod deosebit de greu, da, deosebit de greu, plin, plin cu de toate, avem și o carte, avem și o prezentare, da. subiectul este vânzarea evreilor din România, da, din România. Dar o să vorbim un pic și despre context. Adică nu, nu o să ne limităm numai la România, pentru că ăsta e un subiect un pic mai complicat, așa, și care ține și de zona uh, din afara României. Aici, cartea despre care vorbim este, se numește Securitatea și Vânzarea Evreilor. Da. Pentru că securitatea a vândut evreii din România către Israel. Securitatea și Ceaușescu, personal? Da, mă rog, securitatea a fost însărcinată de. Uh, nu de Nicolae Ceaușescu, chiar de Gheorghe Udej, uh, adică de liderii Partidului Comunist. Înainte de Nicolae Ceaușescu, lucrurile s-au întâmplat în perioada lui Dej. Înainte de Dej mă rog, a fost uh, guvernul. Uh, post-comunist, adică primul guvern comunist uh, instalat în perioada de după război, deci asta, vânzarea asta a fost uh, un, un uh, fenomen care a datează dinainte chiar de perioada comunistă, o să vorbim despre lucrul ăsta, dar într-adevăr, securitatea este cea care a fost mandatată de liderii politici din România să se ocupe efectiv de operațiunea asta de vânzare a evreilor. Pentru că după sfârșitul celui de-al doilea război mondial avem parte de două tipuri de atitudine față de evrei din România. În prima parte au intrat în guvern, da, au preluat puterea, sunt ilegaliștii, sunt o parte dintre evrei trimiși de la Moscova, despre care scriau naționaliștii români și apoi urmează etapa nu, de răcire a relațiilor cu evreii din România. Avem practic două etape. Da, bine, aș vrea să. Asta este cam ce ce ai spus tu, este cam ce se vehiculează în mainstream, mă oamenii cam asta sunt informațiile pe care le au despre perioada respectivă și despre evrei, dar e o, o mare pre o mare, cum să spun, o idee destul de falsă. Asta cu evrei care și au adus comunismul și au condus România și așa mai departe. Într-adevăr, parte din liderii comuniști, vorbim aici, nu știu, Ana Pauker, Sire Luca, gruparea asta care venise de la Moscova, unii dintre ei aveau într-adevăr origine evrești. Dar conducerea Partidului Comunist nu era uh, exclusiv alcătuită din evrei, Gruparea asta de, să zicem, etnici evrei era o grupare în cadrul Partidului. Deja era român, cât se poate de român. Sau. Dar avem o istorie a evreilor, cel puțin în Basarabia, care ține de conexiune puternică cu Moscova. Avem. De aia și Antonescu când trece la Holocaust invocă această legătură între evrei locali și Moscova. Da, Ca este deținători este. ai atentatelor, ai spionajului la adresa României. Adică este, da, este o... Da, eu zic așa, uite, Ia. pentru că sunt, stăm pe un subiect foarte complicat ăsta, care presupune o analiză foarte prudentă. Vorbim despre vânzarea evreilor, adică inclusiv terminologia vânzare, Cuvântul vânzare. România a vândut evrei, securitatea a vândut evrei. Aici sunt foarte mulți care contestă chestiunea. Acum adică domnule a vândut, că domnul i a vândut pentru că na, până la urmă ăștia plecau din România din comunism și se duceau în țări occidentale sau în, în Israel unde o duceau mai bine. Deci practic nu e o chestie nasoală asta că am vândut și până la ce înseamnă am vândut, că ce, s-au făcut niște înțelegeri între statul român și uh, statul israelian? statul român a primit niște bani cu care a făcut și adres, s-a dezvoltat uh, economia, deci până la urmă care e problema uh, în chestiunea asta, deci există foarte mulți care contestă termenul ăsta de vânzare, în sensul în care nu li se pare că operațiunea asta pe care a desfășurat-o statul român uh, uh, inclusiv în perioada celor de de la război mondial, adică și în perioada Antonescu s-au făcut vânzări de evrei. Dar sunt oameni care spun, nu, bă, e ok, adică, până la urmă, de ce vă lamentați că a fost chestia asta cu vânzarea evreilor? Cum o să discutăm, poate, într -un, adică sigur o să discutăm într-un podcast viitor, aceeași chestiune cu vânzarea germanilor, da, care a fost o operațiune desfășurată în, în anumite aspecte, în paralel cu vânzarea evreilor, adică și aceeași chestiune, doar că se, se referă la populația uh, germană din uh, Transilvania. Dar, din punctul de vedere al statului român, e aceeași chestiune. Uh, Chestiunea sensibilă cu evrei ține de, în primul rând, de această terminologie, de ideea de dacă a fost sau nu vânzare, dacă a fost ok sau nu să faci lucrul ăsta, uh, ține, în primul, ține și de. Holocaust. Ține de Holocaust. Nu poți, să, nu poți să vorbești despre subiectul ăsta al vânzării evreilor, care se desfășoară în partea lui principală după al doilea război mondial, deci după, după Holocaust, după înfrângerea Germaniei. Dar nu poți să faci abstracție de, de ceea ce s-a întâmplat înainte de război. Pentru că o parte importantă, componentă a, a dorinței a, evreilor de a pleca numai din România. Că lucrurile nu s-au întâmplat numai în România. Evreii au vrut să, au, uh, au vrut să plece din majoritatea țărilor din, estul, din, din Est, din Estul Europei, rămase după Cortina de Frâu, inclusiv din Uniunea Sovietică. Și această dorință este o chestiune care ține de Holocaust, de ceea ce s-a întâmplat în timpul celor al doilea război mondial, dar ține și de faptul că după al doilea război mondial antisemitismul din zona Estului Europei nu s-a potolit așa cum poate cre, cred unii. Că adică bă, nu a fost un ucaz de la Moscova, așa zis de acum încolo, populațiile locale din țările estice vor uh, iubi populația evrească, evrească. Pe, care, pe care până acum au trimis-o la moarte. Da, nu a fost așa o chestie, liderii sovietici au zis, acum nu o să fie ok cu evrei pentru că au trecut prin holocaust și e ok, adică noi care ne-am luptat cu naziștii, nu? Teoretic suntem pro era un semiți. transfer de virtuți. Yes. Dacă ne-am bătut cu nemții, atunci automat, automat nu mai nu, suntem antisemiți să brusc. Să antisemiți. Da, e judecat asta, știi, dacă noi ne-am ne luptat cu Germania nazistă, cu, cu fașistii, da, fașistii, așa, normal că nu putem să fim și noi antisemiți. Numai că asta iarăși e o, este, o, 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 este o mare minciună. E o mare minciună chestiunea. Antisemitismul în Estul Europei era așezat pe baze foarte solide, Uh, înainte chiar de a începe cel de-al doilea război mondial și înainte chiar ca Germania să aibă o politică prin uh, Hitler uh, explicit uh, exterminar, uh, de exterminare păi evreilor. Probabil primul mare pogrom modern este la Chișinău. Suntem, uh, suntem uh, uh, cum să zic, uh, uh, populația care a dat uh, uh, evreilor moderni primul motiv de transpirație la Chișinău este cel mai grav. A fost unul dintre ele, au fost și altele anterioare și dacă poți... Cu mult înainte să de... Rog, să da. să te rog să intrăm în, în slide-ul pe care l-am pregătit. De ce? Pentru că așa cum ne-am ne -am obișnuit pe privitorii noștri, facem și un pic de cum să cheamă... Avem și avem și niște cuvinte pe care le explicăm. Unde vrei să ajungem? Slide-ul? E, e foarte bun ăsta. Știi cum am obișnuit deja, oamenii să avem la fiecare, să încercăm să avem la fiecare subiect și o mică explicație a unor. Nu cuvinte. chiar mică. Nu chiar mică, dar hai. uite, am adus aici, tu vorbeai de pogromul de la Chișinău și am, am vrut să explic ce înseamnă pogrom. Și de unde vine? Pogrom vine din rusesc cu pogromit. Dau slide -urile. Nu, lasă-l aici. Asta înseamnă a distruge. Deci, termenul pogrom ne vine din Rusia, ne vine din limba rusă. Deci, asta îți asta arată că, practic, de acolo vine, de unde vine termenul, acolo s-au și întâmplat primele astfel de, să zicem, manifestări de uh, distrugere a evreilor. Știi că Atunci era o, în, o în piesă. Rusia, în Rusia imperială și chiar în Rusia, în, Rusia, în Rusia țaristă au fost primele pogromuri îndreptate împotriva evreilor. Cu mult, mult înainte de a avea noi al doilea război mondial și de asta ca să arăt că antisemitismul exista pe, te, pe un teren foarte solid înainte de Germania nazistă. Ei, și ne-a luat mult timp până le-am dat drepturi evreilor, încă Evident. venise regele, aveam începutul monarhiei și încă nu aveam toate drepturile. Luptau evrei în război de independență și se întorceau într-o țară e... unde în, în... nu aveau nu erau recunoscuți ca cetățeni. Este... Mai aveam haha, până la asta chiar în această carte care este editată de Radu Ioanid. Se numește Securitatea și Vânzarea Evreilor. Am adus aici Istoria acordurilor secrete dintre România și Israel. Este o carte care ediția a doua, revizuită. Există o primă ediție publicată în 2005. Aceasta este însă apărută la Polirom în 2015 și conține documente din arhiva declasificată între timp de la Direcția de Informații Externe Arhiva Dunărea despre care tot am vorbit noi și am tot vorbit de la Banii cu Pacepa și așa mai departe. Nu am vorbit întâmplător. Nu am vorbit Pentru că Dunărea și genul ăsta de operațiune era o operațiune comercială a securității. Exact. Deci vânzarea evreilor sau subiectul evreilor a fost trecut în partea comercială asta, a securității. Asta este, în business, asta partea era... de business -a, a securității. Exact. Ce ai spus este, totul cu asta, asta legat este, de cine Asta a fost unul din argumentele mele atunci când am discutat despre operațiunile astea pe care, mă rog, securitatea le prezenta sub titlul de acțiune valutară specială sau por valutar special. Uh, și faptul că aceste documente, acest corp de arhivă se găsește în Arhiva Dunărea, nu are ce să caute, adică acordurile astea de vânzare, avem, ce să cauți în Arhiva Dunărea, care este, Dunărea este înființată în 1982, operațiunile astea, de exemplu, în CPH, 48, uh, deci mult înainte. Și singurul, singura explicație pe care am găsit-o pentru acest lucru este că perspectiva Securității și a Luceaușescu și a era, a unei operațiuni simple de comerciale, cum ai spus tu. Acesta ar fi un argument pro folosirea termenului de vânzare atunci când ne referim la această operațiune. Revenind la carte, este practic o culegere de documente. Toate aceste documente care sunt în carte sunt din arhiva aceasta pe care uh, domnul Radu Ioanid a văzut-o și a mă rog, a parcurs Este cea mai, e singura, după știința mea, carte care uh, se ocupă de acest aspect. De am și adus-o ca să o recomand pe celor care vor uh, să meargă mai mult în subiect decât, mă rog, să ne urmărească pe noi și să rămână cu ce spunem noi. Deci aveți această carte pe care puteți să o găsiți, o puteți cumpăra. Tot ceea ce este în interior sunt documente absolut originale, sunt provin din arhivă, sunt facts, sunt, sunt chestiuni certificate. Aici vine natural o întrebare. Deschiderea asta a autorităților, către genul acesta de documente clasificate. Cum am ajuns aici? Că e totuși o deschidere. Forțat, din afară, vina pentru holocaust. Adică, cum de ne putem să zic, cum putem avea genul acesta de documente? Adică, ce s-a întâmplat în țara asta plină de secretomanie? Da, asta e Mai ales vis-a-vis -vis de genul acesta de subiect. Stai, întrebare foarte bună și foarte interesantă, care necesită un răspuns destul de lung. Așa, aș vrea să încerc să sintetizez. Să uh, zis, aici nu ne grăbim lucrurile. Eu. Tu știi. Uh, Într-adevăr, hai să spunem altfel. De exemplu, uh, uh, în, în Israel nu se vorbește despre uh, chestiunea asta. Deci, statul israelian nu a deschis nici până în ziua de azi arhivele referitoare la aceste acorduri cu liderii comuniști referitor la vânzarea cetățenilor evrei uh, din România către Israel. Acolo subiectul este, uh, cum să spun, acoperit de o liniște mormântală. Deci nu e atât sensibil cât secret. Cât secret, da. Uh, și asta referitor la Întreaga operațiune, mă, deci nu e vorba numai de România, România că da. statul Israelian a făcut același gen de acorduri cu mai multe state din Europa de Est, inclusiv cu Uniunea Sovietică, și Uniunea Sovietică a început să vândă în același, în același tip de operațiune, practic identică cu ce a făcută de Români a început să vândă evrei, în special în perioada de sfârșit a Unii Sovietice, în perioada lui Gorbaciov, când Gorbaciov a primit bani pentru a permite evreilor din Uniunea Sovietică să plece în, în Israel. A fost o migrație masivă care se recunoaște în demografia Israelului. Da. Adică cifrele au fost foarte importante și le vezi pe stradă dacă mergi în Israel, o să te întâlnești cu taximetrici care o să te întrebe de unde ești, și dacă ești din zona aceasta a lumii, ești bine. Că mie mi-a fost teamă când m-a întrebat taximetristul de unde sunteți din România, m am gândit la Holocaust, la răul pe care l-am făcut, dar cumva suntem circumciși aceleași zone de oameni, de evrei care au fugit de aici și s-au salvat acolo. Da. Și a zis, a, sunteți bine, sunteți ok, și m am liniștit, am avut așa o emoție în taxi. No. La, că vrea și primul contact după aeroport. Taxi către uh, Tel Aviv am mers și când a pus această întrebare, s-a oprit așa încât știind, mi-am venit vinovat acolo, m-am dus vinovat, m-am dus să mă reculeg, să mă laiat vașem, să vedem. Și am avut această emoție, dar cumva când taximetristul a spus a, sunteți de acolo Europa de Est, a, ruși, suntem cam toți aceeași treabă, ca să zic așa, pentru ei, toată migrația asta e circumcisă acestei... Idei de salvare, că s-au salvat și toți aceia care au venit de acolo, din zona aceasta, sunt bine. Și noi da. suntem bine. Uh, și observația ta este corectă și uh, asta nu cred că este un mare secret. Sunt statisticile care sunt oficiale, cred. Uh, foarte mulți evrei care locuiesc acum în Israel provin din țările din Europa de Est, România, Uniunea Sovietică. Hă, și Georgia, și tot da, ce. Da, însemnă... da. Deci, cumva, asta îți arată amploarea fenomenului și faptul că foarte mulți cetățeni izraelieni sunt din, actual, uh -huh. care locuiesc acum în Israel, sunt din România. De altfel, este, vizibilă și, este vizibil și faptul că foarte mulți dintre ei vin și vizitează România. Adică, dacă mergi pe stradă, uh -huh. vezi grupuri de turiști izraelieni tineri izraelieni care vin uh, în România să viziteze și nu-i deloc întâmplător în uh, chestiunea asta, nu-i deloc întâmplătoare pentru că rudele lor, uh, uh, părinții lor, sunt din România și tinerii sunt îndemnați să meargă să-și vadă patria lor uh, natal, țara natală. Refacerea unor locuri care sunt simbolice pentru ei, satul mare. Exact. Avem aceste renaștere Renaște da. între ghilimele, că nu mai se întoarce lumea să rămână, dar măcar să reconstruiesc sau să construiesc niște edificii noi exact. care țin de cultura da. evreiască. Mi se pare acest. sărim foarte sărim mult peste. Da. Să <laughs> de... să te întreb. Ne permitem, așa că noi aici vorbim uh, foarte relaxat, nu suntem constrânși de tot felul de criterii din astea cronologice și, și uh, științifice, uh, dar într-adevăr, sărim peste etapele uh, discuției noastre. Mie se pare un fenomen foarte bun ăsta, faptul că se dar din păcate nu cred că uh, statul român conștientizează uh, această nevoie și nu nu încurajează suficient de mult uh, aceste legături uh, naturale pe care uh, evreii stabiliți în Israel le au cu România. Cred că aici ar fi de lucrat foarte mult și foarte bine de către autoritățile române, pentru că este... O să discutăm când vorbim despre tema vânzării, intrăm în subiect. Același lucru se întâmplă și cu germanii din Transilvania și acolo există tineri nemți care vin și vizitează România tocmai pentru că părinților au locuit... Aici au, aici au crescut, aici s-au născut, sunt din Transilvania și își trimit uh, copiii să vadă locurile natale. Și în această chestiune uh, trebuie uh, lucrat foarte serios, pentru că e vorba de cetățeni români. Este vorba despre moșterirea culturală și uh, socială și economică a unor, oameni, a unor, a unor cetățeni români care într-un moment al istoriei noastre un moment complicat, au fost nevoiți, că nu au plecat de bine nici evreii din România, nici germanii din Sași, din, din, din Transilvania, n-au plecat pentru că era ok în România și aveau, nu știu ei, o, o, o chestie în asta să meargă în altă parte, să se stabilească. Deci au plecat din niște condiții uh, grele pentru ei. Uh, statul federal german statul israelian, i-a ajutat la da, încheind acele acorduri cu statul comunist dar asta nu, nu ne împiedică pe noi românii care din cauza asta am suferit niște pierderi de necalculat aici trebuie spus pentru că nu uh, există istorici chiar uh, ziariști nu știu, uh, oameni care au scris pe tema asta care s-au pronunțat pe tema asta și au spus Uh, această operațiune de vânzare a evreilor și a germanilor a fost o operațiune de succes pentru statul român, pentru că statul român a obținut niște bani. De cine a zis asta? Sunt istorici, nu contează. Nu știu dacă e relevant să-i menționăm. Există, inclusiv uh, unii care scriu, uh, bă, rog, au scris niște cărți, au scos. Sunt oameni care au scris cărți și care au zis asta? Da, sunt oameni care au scris cărți uh, bazate tot pe documente din Arhiva CNSAS, practic pe aceleași documente publicate uh, în cartea asta și alte documente provenite tot din Arhiva Dunărea și care elogiază genul ăsta de operațiune. Spun că e perfect legitim și a fost un câștig pentru România. Oameni. Calculând cum? Stai puțin, deci hai să nu uh, sărim la beregata lor fără să, uh, cum să zic, fără să, să analizăm să argumentele, lor, argumentele zici, lor. Zici tu. Da, eu așa hai să zic. analizăm. Hai să analizăm argumentele lor și îmi spun așa, uite, s-au obținut atâtea milioane de dolari, atâtea milioane de mărci care, ce s-a întâmplat cu ele? Am construit fabrici, am făcut blocuri, am, uite, am făcut o de Și în plus de asta, spune. ei, păi asta făceau toate serviciile din, din lume. Operațiuni din astea, mai puțin legate de moralitate și așa, așa se face, știi? Adică e o idee din asta. Asupra chestiunii cu moralitatea nu mă, nu mă pronunț, pentru că aici e discutabil cât de moral sau imoral era târgul ăsta. Eu, dacă mă întreb pe mine, mi se pare evident că este ceva imoral și profund nelegal. Pentru că, în fapt, ce s-a întâmplat? Tu condiționai ca stat dreptul firesc, legitim, înscris în Carta Drepturilor Omului a unui cetățean să plece cu pașaportul unde vrea el în lumea asta, statul îl condiționai de niște bani pe care respectivul trebuia să ți dea. Aspectul ilegal al chestiunii asta mi se pare dincolo de orice discuție. Iar nerespectarea unui drept legitim al oricărei persoane, iarăși dincolo de orice discuție. Dar să dăm asta la o parte. Și să intrăm în, să zic, în mocir la Mental a acestor oameni care judecă în felul ăsta, să intrăm în creierul lor mocirlos, acolo unde își găsesc ei argumentele, și să judecăm strict economic, ca niște oameni cinici, da? okay. care își fac niște calcule. Am vândut atâtea zeci de mii de evrei și atâtea zeci de mii de germani. Și am obținut atâtea zeci de milioane de dolari și atâtea zeci de milioane de mărci cu care statul român a făcut XX. Chestii. Și tragem linie. Dar când tragem linie, eu zic să nu luăm în calcul doar chestiunea asta, ci să luăm în calcul așa. Mii de medici, mii de intelectuali, mii de meseriași calificați care stat, pe care statul român i-a pierdut. I-a vândut pe nimic. Care sunt pierderile pentru România faptului că tu nu mai ai? personalul la calificat pe care l-ai dat. Care sunt pierderile statului român când sute și mii de case au rămas abandonate, zeci de sate depopulate. Prin aceste plecări cartiere întregi din orașe au dispărut. Cultura sașilor, cultura evreilor din România care a generat progres intelectual în țara asta. Ai acum o calculezi? Asta am discutat la podcastul cu Mihai Netea, autorul cărții despre istoria incompletă a ADN-ului poporului român, și am stabilit acolo, asta, vânzarea evreilor și a nemților din România, a fost una dintre cele mai mari tragedii ale poporului român. Dispariția acestor două categorii de oameni care îmbunătățeau nu atât ADN-ul, că e târziu să mai schimbi ADN-ul poporului român, dar cultura și civilizația pe care au a dus-o ei, României, a fost imensă. Contribuția da. lor a fost extraordinară. Vânzarea lor a fost una dintre cele mai mari tragedii ale poporului român. Da, eu, ăsta este argumentul meu. Mă. Deci, luăm argumentul vostru al acestor oameni incapabili să gândească, practic, care nu sunt capabili să raționeze dincolo de doi neuroni și care spun că banii luați justifică pe argumentul lor, pe banii ăia, cât s-au făcut? Un miliard de dolari? Nu, n-au făcut atât. Deci dacă te uiți pe cifre, e absolut penibil că făceai din vânzarea evreilor într-un an un de dolari, de mii, un de de dolari, știi ce bani erau. Comparativ cu ceea ce pierzi. Și dacă tragi linia asta, pe, repet, pe argument economic, cinic, Băi, e o pierdere, e o, e o afacere, e cea mai păguboasă afacere pe care a făcut-o vreodată statul român. Și a vândut viitorul, da? și a vândut dezvoltarea viitoare pe nimic. Deci securiștii ăia pe care elogează acești, dar nu vreau să spun cuvântul, și care scriu cărți în care cum să spun, spun fac din toată chestiunea asta un mare succes. Băi, nu e adevărat. Deci, asta e o minciună. Luați cifrele și uitați-vă. Este o mare minciună. Este cea mai mare uh, pierdere economică pe care a suferit-o România vreodată și pe care România n-a mai recuperat-o din anii ăia niciodată. Și, nu mai are cum. și nici nu mai are cum decât dacă, hmm. uh, decât dacă statul nostru, după chestiunea asta, admite acest lucru. Da? Și face un program național face un program de recuperare, recuperare măcar la nivel turistic, exact. emoțional. Măcar la nivel turistic de recuperare acestor oameni. Prin da. descendenții lor. Exact. măcar crearea unei, recrearea unei conștiințe românești sau română izraelene, română germane, nimeni, dar nimeni nu lucrează la asta. Nimeni Nu lucrează la asta sau să nu fim necinstiți. Sunt oameni care știu subiectul ăsta, de exemplu, chiar domnul Ianin, care a scris cartea asta și care acum este ambasadorul României în Israel în momentul ăsta și care are o, face eforturi, tocmai pentru că el știe subiectul și cunoaște și a scris despre asta, face eforturi disperate să, în, să creeze aceste, să recreeze aceste legături, pentru că el știe ce înseamnă chestia asta. Sunt oameni, sunt uh, eforturi individuale. Îți trebuie o politică de stat pentru chestia asta. Asta vreau să spun că la nivel politic am pierdut. Sunt descendenți ai evreilor din România sau ai nenților din România care ocupă în prezent poziții în aparatele de conducere ale Uniunii Europene. Pierre Moscovici era Moscovici cum era probabil originalul. Este descendentul unui socialist din Brăila. Dacă așa. am fi avut... Genul ăsta de conștiință prin care să-i apropiem, să am arăt fi avut un înalt funcționar public european din Brăila. O să-ți arăt și am adus aici caz, uh, caz concret a unui evreu uh, pe care statul român l-a vândut la Jegmanit, da și care nu sunt în Israel, și care a ajuns un mare academician, e o somitate mondială. Dar medicul lui, uh, medicul bă, fostului prim-ministru, medicul personal al lui Netanyahu. De origine românească, de, de origine e român. Și sunt mulți. Sunt foarte de... mulți creatorul agriculturii eh, Israelului, care pleacă din America, care fugise din România exact. cu mult înainte. Asta spun că evrei care au plecat din România nu au fost toți, adică nu au fost niște evrei, uh, să zic, uh, mulți dintre ei erau specialiști. Specialiști. În domeniile lor de activitate, erau niște oameni foarte buni, erau niște buni doctori, erau niște buni ingineri. Erau niște. Și un bun, bun ceasornicar. Exact. Este, este ceva extraordinar. Șugari. Erau buni meșteșugari. Da? Erau buni tehnicieni. N-ai mai înlocuit expertiza aia. Ceaușescu s-a prins foarte târziu. Foarte Există târziu. un moment în care. Ceaușescu să-și fi dat seama de da, această exista, pierdere. Există un moment în care Ceaușescu, și, -a dat, Ceaușescu și securitatea și-a dat seama de chestia asta. Wow, asta e chiar da. Numai o că veste. nu și-au dat seama de ceea ce povestim noi acum. Ei nu, nu și-au dat seama de the big picture pe care îl vedem noi. Ei și-au dat seama că pierd bani. Pentru că ei vindeau, vindeau evrei la bucată în loc să, vândă, în loc să vândă, ca la personalitate. Capacitatea lor. Și atunci ce și securitatea a venit cu găselnița, îi vinde în funcție de studii. Și a dat o, a dat -o lege în care spunea, a, păi nu e corect să dăm, să dăm uh, statului uh, izraelian un, uh, un uh, evreu cu studii superioare la același preț. Statul român a investit. Și Ceaușescu a venit cu o modificare a legii care spunea că trebuie să-ți plătești studiile. Și a folosit chestia asta unde în statul, mm -hmm. român, statul român socialist unde studiile erau gratuite, cine plătea educația? <laughs> nu dădeai taxă la universitate, nu? Dar ce gândire, da. ce diabolic! Deci el, asta vreau să spun, că și -au, ei nu și-au pus problema că, așa cum am pus-o noi acum, de pierderea acestei expertize economice, sociale, intelectuale în România ei și au pus problema că ei pierd bani, că pot să maximizeze profitul dacă bagă chestia asta cu studiile. Că foarte mulți care studiază subiectul ăsta al vânzării trec chestiunea asta că atâta luau pe un evreu cu studii media atâta luai pe un evreu cu studii superioare și așa, dar nu înțeleg mecanismul din spatele chestia și nici rațiunea pentru care Securitatea și Nicolae Ceaușescu au luat această decizie la un moment dat. De ce au decis ei să facă această diferență și de ce Brus Ceaușescu a zis stați un pic, trebuie să plătim studiile ăstora. Ei și-au dat seama că ăștia sunt niște experți. Dar pe ei nu interesa asta, ei nu vedeau pe termen lung că asta e o pierdere, ci vedeau că îi păcălesc izraelienii la bani și atunci hai să facem într-un fel ca să nu. Să, să luăm mai mulți bani pe ei. Dar ajungem și acolo. Ei, mă rog, o să, o să discutăm. Hai! Să luăm de la. Mai dai, să ne întoarcem la. <laughs> să ne întoarcem la, la origini. Eu îți povesteam, îți spuneam de fapt că această chestiune a vânzării evreie nu poate fi deconectată de problema Holocaustului. N-ai cum să faci chestiunea asta. Sunt două lucruri separate. Să ne înțelegem de la bun început că nu are legătură directă, adică vânzarea evreie nu e același lucru cu Holocaustul. Da? Și nu vorbim de aceeași chestiune. Una este exterminarea, alta este uh, plecarea, da? ca să nu amestecăm chestiune, dar, în același timp, una decurge din alta în mod absolut, uh, cum să zic, natural, logic natural istoric și firesc. Uh, de asemenea, nu putem să ignorăm nici istoria uh, anterioară acestui uh, eveniment, cum îți povesteam despre... Uh, știu eu, antisemitismul din uh, zona asta estică da? uh, care de fapt provine, dacă vrei, din zona mai degrabă ne vine pe filieră uh, sovietică. Este foarte interesantă chestiunea asta pentru că nu se vorbește despre lucrul ăsta. Când vorbim despre antisemitism, în general în mainstream ne apare doar Germania. Băi, nemții au făcut chestia asta. Deci ca și cum nemții ar fi avut un monopol pe antisemitism și nu mai au făcut holocaust, nu mai au făcut genocid. Ceea ce este fals, că înainte de nemți au existat rușii care au făcut chestia asta. Da, s am arătat că cuvântul pogrom e din rusă, nu e din germană. Comunitățile masive ale evreilor din secolul și de secol XVIII erau în Rusia. Acolo erau un milion de evrei. Uh, la Ultima împărțire, a treia împărțire a Poloniei, în 1795, Polonia a fost împărțită între Imperiul Țarist, Prusia și Imperiul Habsburgic. Dar mare parte din populația evrească care a, a fost practic în teritoriile pe care le-au luat Imperiul Țarist. Un milion și ceva de bine. Era o cifră mare în perioada respectivă. Exista chiar și o o, o zonă care se chema Certa Ose... O sedlosti, așa se spunea în, în rusă, certa Osedlovski și în, în Osedlosti, iar în, în engleză era The Pale Settlement. Aia desemna zona în care erau evrei. Evrei, așchenați. Da, în, 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 în timpul Imperiului Țarist. Dinastia Romanovilor, da, care era o dinastie profund legată de valorile ortodoxe, era o dinastie, țarii ruși erau profund credincioși și profund atașați valorilor bisericii ortodoxe răsăritene, această dinastie a romanovilor era și profund antisemită. În timpul romanovilor, evreii erau văzuți ca ucigașii lui Hristos. Asta era, să spun, modul în care erau ei priviți, iar genul ăsta de pogrom se întâmpla odată la un număr de ani. Uh, pur și simplu, la un moment dat, uh, se duceau peste negustorii evrei și căsăpeau le distrugeau uh, afacerile. Sunt uh, dacă chiar și înainte de, de E celebru uh, roman. Uh, despre cazacii de de, din Crimea și de pe Don, nu? când cazacii se duceau, aveau așezările cazacii, aveau negustori evrei, ăia vindeau cazacilor ce aveau nevoie și cazacii ca să nu mai plătească datoriile, odată la câțiva ani se duceau și îi pe evrei. Asta era setting din, din Imperiul Țarist. Deci antisemitismul exista în același timp cu această dorință cu sionismul care se naște ca o tot așa ca o, tot în estul Europei și tot în, în Imperiul Țarist se naște și sionismul, adică ideea aceasta ca evreii să găsească să găsească o țară, eventual, mă rog, ideea era cu Palestina, dacă acolo, erau, acolo era teritoriul lor, mă rog, original și uh, care avea și o valoare o încărcătură religioasă și așa mai departe. Deci lucrurile aici au început. În, uh, lucrurile au început în, uh, în partea de est, în imperiul țarist au început. Uh, Revoluția bolșevică a, a reprezentat pentru evrei un uh, un lucru uh, pozitiv. De ce? Pentru că bolșevicii care erau progresiști, să ne înțelegem, că bolșevicii, revoluția bolșevică aia care a schimbat, a răsturnat imperiul țarist, era o revoluție progresistă. Era ca progresiștii... Nu chiar de astăzi, nu zi așa, dar nu chiar într-adevăr era într-o direcție... Chiar de astăzi, era direc... într-o direcție progresistă. Da. Încercând să rezolve anumite probleme ale poporului reale. Exact. exact, reale și altele mai puțin reale. Cel puțin unele reale din, din Rusia țaristă, adică exact. vorbind de sărăcia exact. populației, exact. de nedreptatea da. indusă populației simple de către da. puterea pătura conducătoare. Adică da. era o realitate că poporul suferea în Imperiul Țarist care... Sigur, avea imagine frumoasă legată de familia Regală și acum în desene animate putem avea ă, familia Romanovilor ca pe o dinastie foarte drăguță, așa, și cu fetițe drăguțe, dar realitatea este că poporul o ducea foarte rău, iar familia Regală o ducea foarte bine. Imperial, Imperial, imperială țaristă. În realitate, da, era că Rusia țaristă era un regim tot autocrat, cu un țar care se afundase în tot felul de baza din astea, din capul lui, și care devenise total refractar la orice încercare de reformă. Și de aici, mă rog, pe, pe fondul primului război mondial și al înfrângerilor rusești și a crizei profunde din interior, a, a întâmplat Revoluția Bolșevică. Progresistă, încă o dată. Repet, de ce? Pentru că bolșevicii vin cu inclusiv cu chestiunea asta. Ei spun așa. Lenin spune: Imperiul țarist a fost era prizo, uh, închisarea, închisarea popoarelor, în da, popoarelor. Și atunci bolșevicii vin și spun noua Uniune Sovietică este trebuie să fie o, o confederație a acestor popoare. Deci fiecare popor, fiecare trebuie să fie reprezentat, toate republicile din Uniunea uh, Sovietică nou creată Trebuie să aibă autonomie, trebuie să reprezinte, mă rog, să aibă o componentă etnică legată de teritoriul în care sunt. Adică, bolșevicii recunosc ceea ce țarul nu recunoscuse: că Uniunea Sovietică este o uh, conglom Fede, conglomerat așa, de mai multe de mai populații, populații, de mai multe popoare, da? fiecare cu teritoriul fiecare său, unite, adevărat, între care... granițe comune, exact. dar. Cu sp Specificul. particularități diferite, exact, specifice. Moldoveni, da. ruși, ucraineni, Căgăuz. găgăuzi, bulgari, toate națiunile, da. georgieni, siberieni, nu știu, orice. Deci, normal că. Uh, perspectiva bolșevică este una uh, mai modernă mai în raport cu ce, raport reprezenta, cu ce reprezenta. Așa, așa reprezenta. este realitatea. Și politica uh, politica bolșevicilor uh, este chiar concretă în direcția asta. Ei ce fac? Uh, acordă drepturi uh, acestor uh, popoare din interiorul unei Sovietice pentru că ei vor ca ele să fie reprezentate la nivelul întregii, uh, întregului conglomerat. Eu mi-am făcut și mi -am făcut niște notițe ca să nu, să, nu adică să am și o cronologie. Numai că ce se întâmplă? Deși sprijineau egalitatea, bolșevici au spus, au spus așa, există naționalități și există națiuni. Adică națiunea, poporul, este legat de un teritoriu. Dacă nu ai un teritoriu, nu poți să fii o națiune. Ești o naționalitate, Naționalost, spuneau ei. De aici și, și cine nu cine avea nu avea un teritoriu? Un teritoriu? Evreii. evreii, evreii nu aveau un teritoriu. Erau răspândiți mai mult sau mai puțin uh, uniform pe, pe tot pe tot sovietice. Cei mai mulți, într-adevăr, erau pornind de la ceea ce s-am spus eu, de la faptul că erau foarte așezați în zona asta uh, a teritoriilor foste poloneze și țările baltice, care fusese anexate de Imperiul Țarist, erau foarte mulți în Ucraina, foarte mulți în Crimea, mai puțin în, în părțile celelalte. Și de aici a venit, uh, nu știu, uh, această mică problemă cu evreii, pe care, mă, nu știai unde să-i încadrezi, pentru că nu erau nu era o națiune nu corespundea la un corespundea criteriu definiției unui criteriu națiunii teritoriul. pe care o dădeau bolșevicii, nu aveau un teritoriu ceea ce nu a însemnat că în perioada respectivă nu au bolșevicii nu au încercat să integreze să integreze pe evrei în această nouă arhitectură statală pe care ei o construiau. Ba din potrivă. Din potrivă. Aici e bine să răspundem în clar la întrebarea care este legătura între bolșevism și evrei. Pentru că este o discuție și au deja românii vorbim de România acum. Da. România au niște răspunsuri, niște impresii și niște, au, au și niște... niște convingeri. Da. Au niște... Că bolșevismul egal, evrei. evrei bolșevismul comunismul în România egal, egal evrei, bolșevism, bolșevismul în general a, a fost creația evreilor este ceva evresc, o... totul este evresc da. adică legătura între, în mintea românilor între bolșevism și evrei este de suprapunere, egalitate, identitate unul la unul, realitatea nu este așa bineînțeles că nu e așa dar există bineînțeles o legătură adică nu este fum fără se foc se întâmplă următoarea chestiune în 1918, foarte devreme deci bolșevicii înființează ceva ce se numea F-secția. F-secția, în cadrul Partidului Comunist Bolșevic Sovietic, era o secție a partidului care, ce se, care se ocupa cu evrei. Această F-secția, ce vrea să facă? Vrea să transforme evreii în cetățeni sovietici, loiali puterii, adică era practic o... o o, o organizație care vrea să comunizeze evrei și ce înseamnă comunizarea evreilor evreu ești în primul rând ca apartenent la o religie evreitatea ține de religia ta ca evreu acești socialiști evrei Loveau tocmai în chestiunea asta și s-au dus exact pe zona interzicerii cultului, practicării cultului mozaic. S-au dus peste rabini, da? se duceau în sinagogi și intrau în timpul slujbelor și luau cărțile sfinte, îi alungau pe rabini. Ăștia erau evrei. Deci, ce spun eu, e, secția era alcătuită din evrei marxiști. Trebuie spus aici un lucru, că legătura privilegiată între evrei și comunism vine și din deschiderea populației evrești către citit. Este mai, este mai, natural să fii de stânga în acea perioadă în care erai o, o populație oprimată, era mai natural tu citind să fii mai aproape de idei de stânga decât de idei conservatoare de dreapta. Și cumva o parte dintre cei care pot fi, să zicem, trecut în categoria de bolșeviști sunt pentru că e natural, pentru că tu ai citit, e mai ușor să fii mai de stânga decât mai de dreapta într-o societate în care dreapta însemna o presiune Aici la adresa se... populației tale. Nici nu se punea discuția în termenii ăștia. Discuția asta, stânga versus dreapta, este o discuție de acum. Noi vedem lucrurile din perspectiva prezentului, aplicăm acest șablon asupra trecutului. În, în perioada respectivă nu exista stânga și dreapta, nici măcar nu exista stânga, pentru că ceea ce făceau bolșevicii nu exista, nu era poziționat undeva, nu, nu existase până atunci. Genul ăsta de revoluție utopică care spunea, o să nivelăm societatea, o să creăm o singură clasă și o să construim comunismul și o să fie toată lumea egală. Asta unde o încadrezi? Că nu era de stânga sau de dreapta, era nu era pur și simplu o revoluție utopică. Nu era nici de stânga, nici de dreapta. Era. Pur și simplu. Da, există ideologie de stânga revoluționară, da, da, da. ideologie anarhistă Evident, de stânga. Da, unii sunt anarhiștii care spun totul e, trebuie să distrugem statul și tot și să nu, să fie... O Societatea burgheză da, o și. care Societate. avea valorile, inclusiv familia. Exact. O parte dintre socialiști erau împotriva idei e. de familie, gândind așa, ca un fel de hipiotism uh, 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 în Uniunea Sovietică. Bineînțeles că evrei, evrei. Despre care am povestit, cum au fost prigoniți în perioada țaristă, au găsit această uh, ideologie bolșevică uh, zic, foarte, o, uh, foarte prietenoasă pentru ei. Nu aveam că le oferea ceea ce Imperiul țarist nu le oferise. le oferea dreptul, le, avea, le oferea acces. Uh, ce se întâmplă? Bolșevicii deschid școli. Uh, limba, se, poate, se poate studia în limba idiș. Sunt școli care, în care se învață uh, evrește, uh, sunt organizații, apar ziare care sunt ale comunității evrești, uh, Dar, în paralel, această linie marxistă a uh, evreilor, acest, acești, cum să zic, uh, uh, evrei care devin socialiști, devin marxiști. Și vor ca toți evreii din Uniunea Sovietică să devină marxiști, să renunțe la religie, să renunțe la originile lor, pentru că ce este, bol ce este marxismul? Este o chestie care trebuie să uniformizeze lucrurile până la urmă. Deci ei vin și spun uh, evreii trebuie să fie în primul rând cetățeni sovietici, nu evrei, nu georgieni, nu... adică e un, 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 un nivel de uh, nivelare a acestor... Uh, 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 diferențe și sub o umbrelă, umbrelă superioară, bolșevico-marxistă da. da. Sovietică. Și se ajunge la chestii, adică se ajunge, se ajunge la niște lucruri de ne, adică din, așa, de domeniu fantastic. În 1921, EF secția organizează un proces al iudaismului. Deci fac un tribunal da, și condamnă iudaismul la moarte. Evrei. Evrei. Nici ca deci, fiind retrograd, da, ca, probabil Da, ca fiind o chestie care trebuie pur și simplu uh, să nu mai existe știi? Deci nu mai există, condamnăm iudaismul la moarte uh, Și e chiar unul dintre, una dintre liderele acestei uh, mișcări, secția chiar, uh, chiar spune chestia asta, că noi trebuie să nu mai avem nici practici practicile, nici tradițiile nici nimic nu mai trebuie să mai avem din ceea ce uh, avem, am făcut până acum. Noi trebuie să renunțăm la toate chestiile. Dar ce astea. interesant este că această ideologie e un început pentru integrarea femeilor în politică. Da. E mai ușor să intri a, bine, acolo. Da, în... în general Sigur, și, e și e, e, mai zis, e, Cum ai zis, e progresist e, în raport progresist. cu celelalte mișcări din perioada respectivă. Exact. Și nu e întâmplător că, uite, o, o, în, în această organizație e un lider o femeie care face lucrurile astea. Și ea spune la un moment dat, noi, noi ca evrei trebuie să ne comportăm cu rabinii mai, mai dur decât s-ar purta neevrei comuniști cu rabinii. Asta în același timp în care se Crează și merge înainte și mișcarea sionistă, care da. e fix. Care este? Mă rog, nu neapărat opusul, dar este opusul din ce, în ceea ce privește religia. Ajungem și acolo, da? Deci ai datele astea. De, unde da. tot sunt niște doamne în fruntea unor mișcări da, de genul acesta. Vorbeai de chestia asta cu. Uh, și. Cu, nu rog, îți de chestia asta cu bolșevicii și cu ce încercau ei să facă. S-a ajuns până la urmă la ideea constituirii unei stat, unei entități teritoriale unde să fie evrei. Adică în interiorul Uniunii Sovietice să li se dea un teritoriu evreilor. Pe principiul ăla despre care îți povesteam al națiunii, adică să aibă și un teritoriu și să treacă de la naționalitate la națiune. Și li se dă evreilor... Evrei având întotdeauna acest gând de da. a de a avea exact. patria lor, nu se știa dacă Pe se poate în Palestina pentru că era, era ocupată. Asta, păi da. Să, avem și noi patria noastră, să avem și noi teritoriul nostru unde să stăm, să, o să fim așa, și, să, și sovieticii, bolșevicii, vin cu chestia asta, ok, dar nu vă duceți în Palestina. Oricum nu aveau cum așa. intra în perioada facem, Uite, vă facem regiunea, cum se numește, regiunea autonomă Birobidjan. În 1926, la granița cu China, în Orientul îndepărtat, ni se dau 4,5 milioane de hectare de pământ și liderii sovietici le zic toți evrei mergeți acolo și o să aveți acolo o țară, practic. Țara voastră. Nu un stat, o țară. O țară acolo, în interiorul aici, granițelor. granițelor Unii Sovietice, dar acolo o să fie numai evrei. Și o să aveți teritoriile voastre, o să mergeți acolo, faceți ferme. Na da. Israelul, sovietic, Israelul sovietic, varianta sovietic, varianta sovietică a Israel viitorului Israel. Da adică, știi, e interesant și facem lungă introducerea asta și dar e foarte interesant pentru că nu trebuie să înțeleagă că lucrurile astea nu se vorbesc, nu se știu și toată lumea rămâne cu impresia asta că, doamne, de la bun început au fost, adică nu înțeleg nici dorința evreilor de a avea un stan, nu înțeleg nici faptul că a existat, de, că această problemă este, vine mult, mult, mult din spate și că a existat inclusiv genul ăsta de experimente. Dacă ne ajungem în anii 30 da, la, când încep, primele semne a ceea ce urma să fie furtuna holocaustului din Europa. Și puterile occidentale își pun problema asta, da, că se organizează o conferință la Evia unde sunt participă Statele Unite, Marea Britanie, puterile occidentale, toată lumea, și acolo se discută ce facem cu evreii din Europa, poate ar trebui să le găsim o țară. Se ajunge până la propunerea cu Africa. Să... Aia a fost, cu Madagascar, a fost propunerea germană. Deci era o, pro... o neserioasă, bineînțeles. Era o chestie pe care a avansat-o la un moment dat Heidrich. A zis, hai poate să-i ducem pe toți în Madagascar. Aia era o chestie absolut neserioasă. Evident că nu avea Germania cum să-i ducă pe evrei în Madagascar. Care, apropo, era, începuse războiul și Madagascar era teritoriul britanic, din ce știu eu. Nu avea cum să... Nu. Dar asta vreau să spun că această inclusiv din partea occidentală, această idee că evreii până la urmă trebuie să fie duși undeva unde să nu deranjeze pe nimeni. Să aibă și teritoriul lor și să încheiem cu chestiile astea. Dar nu se ia niciun fel de decizie. Asta vreau să spun că chiar în condițiile alea când era evident ce urma să se întâmple. Că deja Hitler începuse să spună explicit ce are de gând. Mai trebuie spus ceva. Nici America, nici Marea Britanie nu erau foarte filosemite în perioada o, respectivă. Bineînțeles. Din potriva, avem o americă ca unde există și acolo germenea antisemitismului. Foarte clar. Există categorii de fasciști și în America și Marea Britanie, ușor, ușor antisemit. Antisemiți. Că antisemiți. Că nu erau neapărat naziști sau fasciști, dar erau antisemiti. Și antisemitismul în America e foarte bine reprezentat. Există, nu exista, deci de nu întrebări. exista ideea că occidentalii își doresc foarte mult un stat ei, ei evresc. Nu, ei nu, făia, nu se a, punea nici problemă. în timpul războiului, deci cred, și deci, după final. Nici în timpul războiului, nu, adică și în perioada chiar înainte de începutul războiului, când deja uh, Germania se uh, se întâmplaseră toate chestiile alea cu uh, legile de la Nuremberg, da, legile rasiale cu magazinele evreiești cu tot ce făcuseră nemții deja, deci, deja era foarte clar ce se întâmplă acolo, chiar și în contextul ăsta sta, americanii și nu știu, britanii și, alor, refuzau să primească evrei care fugeau din Germania. Deci erau... A fost o mare tragedie, da, erau... inclusiv după război. Bine, Evrei mai de asta, deținuți dar, da. de la, din lagere de concentrare respinși de uh, paza de coastă britanică să în spun, Palestina. Ce Vreau să spun aici și poate important de spus chestia, antisemitismul în perioada interbelică nu s-a limitat la uh, Germania nazistă. Era un fenomen uh, foarte extins, da, și care provenea din istoria din, mă rog, uh, din spate. Uh, așa că în concurență în cultura țărilor. cultura țărilor respective. În, 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 e un fel de competiție, așa cine n-a fost și cine n-a fost antisemit și fiecare încearcă să-și găsească niște uh, scuze din astea, știi. Pentru mine e clar că timp Olanda a participat la Holocaust, și nu există scuze pentru niciuna din țările acestea. Eu zic așa. că, uh, Bun, asta e un subiect foarte. E zic să-l lăsăm. Da, pentru că punem când, uh, Da, deci trebuie să vorbim o secundă de protocolele înțelepților Sionului. Da care a fost scrisă, o carte care a fost scrisă de un agent al ohranei țariste. Care este uh, <fie> inițial, din câte știu eu, au fost preluate argumente dintr-o revistă comică franceză. Nu, repet, uh, ale au fost scrise de un agent al ohranei, al poliției secrete țariste, a Rusiei. Deci, protocoalele înțelepților Sionului sunt opera Ru -ă, Rusiei Imperiale, romano. Ele nu există nu, ca e opera că nu, a nu e. înțelepților evrei. Nu e niciun înțelept există, evreu nu care, dar ele s-au răspândit peste tot în partea asta de Europa. Eu da. am avut un original da. acasă, găsit într-o casă veche din Braila a unei femei foarte bogate și am găsit un original din protocoalele înțelepților Sionului. O să-ți povestesc, dar asta poate o să discutăm pentru că uh, Arman Goșu știe și are exact, adică cum să spun, a documentat exact uh, filiera foarte precisă, cine a făcut, cine a scris, cine a promovat chestia asta și când o să facem podcastul cu domnul Goșu că o să-l invităm, da. o să-ți o să să aduc aminte uh -huh. să-l întreb chestia, da. pentru că el știe exact. Dar ce știu și eu este uh -huh. că această această mare mizerie este o opera serviciilor, deci a ohranei Poliția Secretă Țaristă care avea interes să creeze antisemitism a, Da, sunt de acord cu ce spui eu știam doar că argumentul a fost preluat dintr-o revistă satirică franțuzească și transformată ulterior, în ulterior a fost exportată de ohrana în, uh, în uh, ceea ce este astăzi Basarabia unde un alt personaj Preia ideile astea, după aia sunt exportate în Occident, de unde se întorc bine mersi, bine mersi ca o... formă de uh, lucru adevărat. Exact. Iată, avem dovada, iată și cartea, și argumentele erau exact. trecute ca și cum ar fi fost adevărat. Da. Back to work. Da, vreau să spun că chestiunea asta cu Holocaustul și tot ce s-a întâmplat o să o abordăm poate atunci când adică mi se pare mai corect să o abordăm atunci când o să facem acel podcast despre Antonescu și ce uh -huh. s-a întâmplat în România uh -huh. în perioada regimului ca să nu amestecăm lucrurile și să mergem pe okay. să ne întoarcem la, la chestiunea asta cu uh, evreii. Uh, e interesant tocmai, ce se întâmplă în Uniunea Sovietică pentru că are legătură cu ce se întâmplă ulterior în România, pentru că după perioada asta de, mă rog, așa, încercare de reglare cumva a problemei evreiești în Uniunea sovietică, vine Stalin. Vine Stalin și Stalin uh, uh, practic desfințează toată uh, toate chestiunea asta legată de drepturile evreilor, desfințează organizația asta, F-secția, și pornește o politică din asta agresivă de, național, de na... Pentru că Stalin ce face? Stalin schimbă paradigma bolșevică. Stalin nu mai vrea Uniunea Sovietică să fie o, o federație de popoare. De multiple popoare. Nu. Stalin vrea ca Uniunea Sovietică să fie Rusia. Să fie doar ruși. Aia e o chestie care nu se știe. Și că te văd ca așa Georgian fiind. Da, ca Georgian fiind. Da, ca Georgian. Am văzut că ai rămas. Da, da așa. pentru că e Georgian și cum da. să fie ruși. Da. În contra. Deci Stalin practic E un naționalist rus. El, el vrea ca toată Uniunea Sovietică să nu existe uh, națiuni separate, popoare, culturi separate. Nu. Să fie doar cultura rusă, doar poporul rus, doar o singură, uh, o singură chestie. Deci, Stalin vine cu chestia asta și dărâmă absolut tot ce s-a întâmplat, pentru că este și un antileninist convins, Stalin, da? El, deși se legitimează ca urmașul lui Lenin, e, de fapt, el preintelectual. Da, vrea să dărâme tot ce a făcut Lenin înainte și să-și facă el propria lui Uniune. Și Stalin dă drumul la acest naționalism pe care îl promovează împotriva religiei. Eu intră în război cu și dărâmă toate bisericile, nu e vorba de numai de biserici ortodoxe, toate cultele religioase, musulman, or, 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 evreiesc, orice. Uh, face o chestie cu școala, nu mai se învață niciun fel de altă limbă în afară de rusă în școală. Deci Stalin e naționalist, Stalin vrea să creeze Uniunea Sovietică, să nu existe decât cetățeni sovietici, atât. Nu există georgieni, nu există cazaci, nu există găgăuzi, doar sovietici. Asta este Stalin și atunci se schimbă chestiunea asta, evrei încep să fie din nou persecutați în Uniunea Sovietică și se începe o nouă prigoană împotriva lor. Numai că vine războiul, da? În timpul războiului, Stalin schimbă Macazul, creează o asociație, Liga, Liga Evrească sau cea de antifascistă, da? Liga Evrească antifascistă, pe care Stalin o înființează în 42 și cu lideri evrei, pe ideea asta că, mă rog, naziștii făceau holocaust împotriva evreilor, Liga asta acționează pentru a mobiliza pe evrei să lupte împotriva naziștilor și se folosește de, se folosește de uniție de uniția, din, din, din partea cealaltă, partea adică e pe invers într-o oglindă, exact. oglindă răsturnată. Exact Înțeleg. și folosește această organizație și pentru a obține uh, sprijin din Statele Unite, Marea Britanie, Aliații Occidentali da? și Stalin brusc devine acest mare far al uh, Uh, cum să zic, nu puteți să filosemitism, dar e era un fel de apărător al, evreilor. al evreilor. evreilor. Adică, na, că evident că evreii care erau în teritoriile sovietice unde ajunseseră germanii nu erau exterminați, nu erau... Na. Erau și participă azi. la efortul de război în marele război pentru apărarea patriei. patriei. da, exact. Și trebuie să devină cetățeni model și evrei, ca și rușii, ca și ucrainienii, ca oricine este trimis la război. Devin, că na, până la urmă cel mai mare propagandist uh, al armatei roșii este uh, un evreu, nu? Care scrie textele alea, omorâți-l pe neamț până în pânte cu mamei lui și așa mai departe. Deci, normal, ura asta avea, avea uh, material. material, avea material. Era da. adică uh. îi venea natural. Da. Și evident că Stalin profită de chestia asta și creează aceast, acest front antifascism uh, nu știu ce, după aia spre sfârșitul războiului când se descoperă urorile făcute de naziști și uh, așa devine și mai evident că Stalin este protectorul... Chiar prea stindardul, să zic, acestei, apărării acestei... Da. Așa, deși ți-am zis, Stalin era un antisemit convins și asta se vede când? După sfârșitul războiului, da? Când deja în 48. Stalin începe o prigoană împotriva evreilor din Uniunea Sovietică. Deci după sfârșitul războiului contrar la ceea ce spuneai tu, că domnule, evrei au făcut, Partidul Comunist au ajuns, asta e o mare porcărie, nu exista, nu erau, mi se pare în Comitetul Central... M am dar... zis eu, i-am da, da, folosit argumentele naționalistilor români. Da, da, pe argumentul ăsta, în, în PCUS era un singur evreu, Kaganovici, era singurul care era de oric cu origine evrești și ăla avea o putere destul de limitată, adică nu ca și cum evreii conduceau Partidul Comunist de unde și până unde, nici nu era sovietică și ulterior nici în România, evident. Dar vreau să spun că Stalin începe imediat o prigoană împotriva evreilor. Pentru că ce se întâmplă? Acel internaționalism al evreilor, de care bolșevicii se folosiseră și încercaseră să-l cultive în 1918, nu mai este bine, nu mai este agreat de Stalin, că nu are nevoie de o internațională, de o chestie. și spune că evreii sunt cosmopoliți. Stalin ține un discurs. Care, în care înfierează cosmopolitismul. Ce înseamnă cosmopolitismul? Înseamnă, de fapt, că e, e, ținta lui sunt evrei, care nu sunt integrați în, Soviet, în, în, în viziunea lui despre Uniunea Sovietică, da? în care trebuie să fie o chestie unitară, unitară, uniformă, fără religie, fără convingeri, fără absolut nimic, decât cu o loialitate exclusivă la legată de statul sovietic și, mă rog, de Stalin, evident, de el personal. Evreii nu se potriveau în treaba asta și normal că ținta lui sunt evreii. Și începe o acțiune de prigoană, toți îi arestează pe liderii Ligii Antifasciste, șeful Ligii moare într-un accident de mașină foarte bizar, după care ăștia toți sunt arestați și trimiși în închisoare și executați. Deci imaginează-ți că evreii care luptaseră împotriva, nu creaseră această ligă Antifascistă și militaseră împotriva naziștilor, sunt executați de Stalin. Începe o prigoană din asta în 52 este complotul medicilor în care Stalin uh, lansează prin pravda o campanie în care spune medicii evrei vor să o trăvească conducerea superioară a partidului uh, și statului. Uh, există o supoziție acum neverificată, evident, pentru că Stalin moare în 53, dar se spune că dacă Stalin ar mai fi supraviețuit, el, el vrea să-i trimite pe toți evrei în Siberia. Adică să-i să, creeze, să trimită în Gulag. Nu știm exact ce să... Dar, uh, Aici, pe tema asta, de fapt, a acestui uh, antisemitism post-al doilea război mondial, care este documentat și în teritoriile din Estul Europei, din țările nou, în Polonia, în Ungaria, în România și așa mai departe, unde uh, avem această impresie că după al doilea război mondial evreii au fost uh, ținuți în brațe și au fost foarte ok, uh, după aia, că, mă rog, au suferit un holocaust, nu e adevărat. În Polonia a existat masacre împotriva evreilor, făcute în 1946. Da? Când s-au întors evreii din lagăre și au vrut să-și ia proprietățile înapoi, și băia care era acolo, i-a măcelărit și a aruncat în apă. Deci nu e, nu cum să spun, lucrurile nu s-au terminat uh, cu al doilea război mondial. Și nici din perspectiva asta sovietică nu s-a terminat, pentru că această prigoană împotriva evreilor care este inițial motivată care să ne înțelegem, nu este o uh, nu este o prigoană de tip nazist al uh, cum să zicem, un antisemitism ăla să fie exterminanți, dar este un antisemitism de tip estic, în care să nu tot ai o problemă cu ei. Nu doctrinar, nu dar, doctrinar administrativ, dar administrativ. Exact. Uh, ideologic frumos da. să i scoatem din da. registre. După ce de exemplu Stalin le închide absolut. Nu rasist, da. Fian, dar, dar Stalin le închide toate școlile în limba, uh, în ediș, le închide toate instituțiile de cultură, le suprimă toate ziarele, absolut tot ce, era, ce a obținut seră ei în perioada anterioară. După care, după moartea lui Stalin, vine uh, Hrușciov. Și ăștia se așteaptă că după moartea lui Stalin, da, dezghețul lui Hrușciov și reabilitarea divers tuturor celor pe care Stalin îi omoruse, că ăsta era nu Hrușciov Uh, asta face, nu? Amnistiază pe toți cei care au fost uciși de uh, Stalin, da? evrei nu? Cu evreii nu se întâmplă chestia asta. Liderii uh, religioși, evrei sunt eliberați din închisoare, dar nu sunt repuși în drepturi. Și Khrushchev când ăștia vin și spun da, bun, atunci hai să reluăm, să ne reluăm activitatea, să începem să tipărim ziare, să uh, reluăm cursurile la școli, să avem, uh, nu, în facultăți, iarăși să putem să avem evrei Hrușciov zice păi da, nu văd nicio necesitate pentru că nu sunt cereri de, din partea lui că nu avem evrei care să nu putem să constituim cursuri separate la universități de idici pentru că nu avem cursanți <laughs> și Hru Hrușciov cinic are dreptate, de, dar asta era din cauza că tu suprimasei orice învățământ. De unde să-ți vină ție cursanți în idiș dacă ea nu învățaseră, ei nu învățase răi, nu aveau unde să învețe idiș. Înțelegi că ei nu aveau școli generale. De unde să-ți vină ție în facultăți uh, cursanți pentru așa ceva? Deci, practic, lucrurile sunt, sunt la nivelul ăsta administrativ. E un antisemitism de tipul ăsta. Da, îți propun să. Adică am făcut lunga introducere. De ce? Pentru că, practic, în, această, în perioada comunistă, și în, Rom în România comunistă ceea ce se întâmplă în Uniunea Sovietică are o influență directă asupra ceea ce se întâmplă în România și uh, vedem asta și pe teoria ta cu evreii care ajung la conducerea Partidului Comunist mea mea. Eu tot timpul am preluat argumentele uh, din societate care au construit această imagine la nivel de societate în ceea ce privește evrei, Nu am zis că este adevărat sau neadevărat, zis. eu vreau să elucidăm aceste, această convingere a, a concetățenilor alucidea. noștri. Nu evrei au adus comunismul în România, că nu ei au adus comunismul în România, comunismul a adus Armata Roșie și, mă rog, Stalin dar nu evrei au fost ăia care e, inclusiv la nivelul ăsta al conducerii partidului și a evrei să zicem că erau supra-reprezentați ca pondere, deci, ei la câți erau ei în România, aveau mai mulți procentual, aveau mai multe persoane care erau în ierarhia, în aparatul de stat, în poziții înalte, dar nu erau majoritari. Deci, majoritatea, proporție cuvârșitoare în toate structurile de decizie, pornind cu Partidul Comunist, terminând cu Securitatea, erau românii, 60 și ceva la sută. Deci să terminăm cu prostiile asta că nu evrei conduceau România. Toate pozițiile ca pondere erau deținute de români în continuare. Deci evrei erau într-adevăr pe numărul pe, în, că zic în, pe locul 2, pe care erau maghiari și nu știu ce, dar erau din, maghiari de exemplu erau în regiunile unde erau maghiari mai mulți da? și în securitate, de exemplu. Șefii direcțiilor regionale din zona Covasna, Harghita, erau maghiari, dar era o necesitate, că acolo erau maghiari. Nu puteai să pui un român care nu știe maghiara, să-i supravegheze pe aia. Deci nu e, e, complet falsă teoria asta că evreii au adus comunismul în România. Comunismul a fost adus de... Da, au fost niște evrei pe care știe toată lumea, că tot îi menționează de fiecare dată. cu tare! Pauker, da, ok, ăștia au fost care au venit la Moscova, dar nu ăștia. Din contra, și asta se tranșează foarte repede. Între această echipă de la Moscova și liderul și Dej, e o luptă. Deci Dej și comuniștii din România au făcut acel pact de la 23 august și au l-au răsturnat pe Antonescu, independent de chestiunea asta de la Moscova. Bineînțeles că Moscovia ar fi convenit mai mult ca România să fi luptat până în ultima clipă, și să ei să vină cu echipa lor de la Moscova și să instaleze un guvern cu Ana Pauker și cu Luca și așa mai departe. Normal, după eliberarea după, țării? După ce ei ar fi ocupat România, România cu, cu Armata Roșie, cu, cu trupe. Da. Sigur că nu le-a convenit această răsturnare. Nu le-a convenit răsturnarea asta și aici este marea, cum să zic, marea cheie a, ceea ce s-a întâmplat la 23 august și o spune Ana Păr, că când vine ea, eu, deci comuniștii români făcuseră pactul, negociaseră cu țărăniștii, cu liberale, cu regele Mihai, da? Deci ei, fuseseră, ei făcuseră lucrul ăsta în interior, fără, Moscova nu vrea chestia asta, Moscova nu era favorizată de acest lucru. Întoarcerea armelor făcută la 23 august a fost un prejudiciu pentru Moscova și pentru planurile lui Stalin. Că el ar fi comunizat în România imediat. Așa a trebuit să mai aștepte până în 48, să, până să-l alunge pe rege. Deci toată chestiunea asta se datorează acestui 23 august în care comuniștii români echipa din interior, practic, a dat mâna cu restul clasei politice din România și l-a răspuns pe Antonescu, în vreme ce Moscova, Paucăr și grupul ăsta ar fi vrut să nu se întâmple chestia asta, comuniștii români să nu facă, să nu participe la această lovitură și România să lupte în continuare alături de Germania nazistă până când ei ar fi venit și ar fi ocupat toată țara. Eliberat. Eliberat, da, toată țara. Și de aici, mă, deci toate discuțiile astea așa conexe cu evreii care au dus... Ana Paucării spune, îi reproșează rudești la prima întâlnire, dar de ce ați făcut chestia asta? Nu trebuia să faceți 23 august. E directă chestiunea asta, adică ei veniseră, na, și venea Armata Roșie și instala direct, nu trebuia să... Așa complicat, după aia stai să-i extermini pe țărăniști, stai să-i pe liberali, stai să comunizezi instituțiile, stai să scapi de regele Mihai, mai, mai, mai durat, știi? Pe când o Românie, care ar fi fost eliberată de Armata Roșie, avea un guvern prosovietic, pro a, a doua zi. în prima zi, nu a prima În primul <laughs> minut, da. nu se mai punea discuția, îl zburau și pe rege și pe toată lumea. Nu, nu aveau niciun fel de stres. Ne întoarcem la chestiunea asta. Nu, de ce vrei? au au fost, cum să zic. Este într-adevăr o chestiune care, care privește, ți zis, supra, erau supra-reprezentați la, la anumite nivele. Da, în securitatea erau supra-reprezentați față de ponderea în populație ca șefi. Nu erau cei mai mulți șefi, dar erau mai mulți evrei față de, nu știu, proporția populației evreiești care era în România. Dar asta e cu totul altceva. Și erau suprareprezentați, de ce? Pentru că erau oameni care, în general, știau să scrie și știau să citească, Și aveau un anumit nivel de cultură, ceea ce nu. Aveau restul, care erau aduși de la Kazanji și uh, din ăștia care îi băgaseră ăștia prin tot felul de funcții, nu știau nici să scrie, erau semene alfabeti. Bătăuși de stradă, exact. efectiv. Ei da, evrei, evrei ăștia care erau în... erau niște oameni cu un pic mai multă carte decât restul și erau necesari în anumite posturi unde chiar aveai nevoie de unul care să știe să calculeze, să nu știu, să scrie trei cuvinte care să aibă sens. plan de economic pe anul următor. Nu putea să-l facă nici Nicolae Ceaușescu, nici, rog, nici de nimeni, nici ai din jurul lor, da. Gândește-te că era un aparat de stat întreg unde trebuia să înlocuiești totul și aveai nevoie și de oameni de genul ăsta. Închid paranteza. Și aș vrea să începem cu efectiv cu subiectul ăsta, dar vreau să începem dintr-o direcție cu totul. Să eu cred că o să fie neașteptată. ok <laughs> Hai ce? să dăm pe următorul, uh, să începem slide-urile. Și o să începem din, din chestia asta care acum cred că stai și te gândești, bă, ce caută porci ăștia aici? Este chiar o reclamă, deci e de, pe pagina, e de pe pagina, unei ferme de la Periș, care face reclamă la rasele de porci pe care respectiva fermă îi comercializează și vedea acolo, nu, dă înapoi un pic, Activitatea de cercetare a debutat la Periș în anul 1970, când a fost creată stațiunea centrală de cercetare pentru creșterea porcinilor. În 1981 a fost înființat Institutul de Cercetare pentru creșterea porcinilor în Periș, nu știu ce. Au fost obținute rezultate notabile, omologări, brevetări. Au fost de asemenea ameliorate populațiile de Landrace și Marele Alb. Deci, cum ar veni dacă citești lucrurile astea, ai zice că astea sunt niște chestii pe care le-a făcut L- făcut ăștia în România prin anii 70 s-au apucat ei să facă rase de porci și să îmbunătățească să nu știu, ce, și o mare realizare a, a economiei mă rog, a agriculturii românești. Uh, și e interesant și să explicăm un pic că uh, e vorba de rasele astea, uh, rasa asta Lendrails uh, de porc. Dă un pic la următorul, uh, slide ce anume are, este o rasă de porc foarte interesantă pentru că e o rasă superioară. E un porc care are un bacon excepțional. La mare căutare în Marea Britanie. Nu ai greșit podcastul cumva de ceva de alimentație? Nu. Aș fi vrut să-l greșesc, dar nu l-am greșit. Sunt fascinat de desenele care sunt direct Orwell. Da, deci este da, ferma animalelor. Nu sunt Orwell. Stai un pic. Deci astea sunt reclame. Da, 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 nu, vreau să zic că reclame. stilul în care da. sunt desenate sunt reclame. Mi aduce aminte și mă ia cu fior că mi aduc aminte de ferma animalelor. Da. Sunt reclame din Marea Britanie din anii 50. La produse din porcul ăsta Landrace. E acolo bacon. You don't know how to spell bacon Danish, știi? O ai Danish. Care era chestia? Rasa asta de poșle Andrei provenea din Danemarca, unde, mă rog, a fost formată în 1850-1907. Ă, chestia la ea care era ți să avea un bacon de calitate superioară micul dejun englezesc da, este bazat pe bacon englezii sunt morți după bacon, dacă nu ai breakfast-ul ăla în care să fie bacon nu este englez. Deci, practic, Marea Britanie, începând în anii, în anii 50, importa din uh, Danemarca tot ce putea Danemarca să producă în materie de land race. Deci, tot ce producea Danemarca, se ducea în Marea Britanie. Britanii cumpărau tot. Uh, și uh, în jurul acestui uh, acestei rase de porc land race, se ducea practic în anii 50, un război economic la nivel global. Pentru că aveai o piață uriașă de desfacere, englezii cumpărau tot și la orice preț îl vindeai. Danezii, care erau și sunt în continuare, da, sunt o, 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 nație foarte inteligentă, și au dat seama care este miza economică și miza economică a acestei chestiuni și ce făceau ei, nu vindeau Landrace View. Aici pur și simplu nu puteai să cumperi un porc Landrace View din Danemarca, era ca la filmele de mătase, nu. Exact, exact ca la virmele. Legenda da. suserii în Europa, tehnologiei, ca să zic exact. așa. Deci Tehnologia. nu puteai să cumperi. Nici... nici un F16 nu prea poți să cumperi. Da, deci, deci, danezii nu vindeau porcul nu ca, vindeau ca să nu porcul. fie tăiat pe bucăți, analizat. Nu-l nu vreau să vinde porcul viu, de ce? Pentru că dacă-l vindeau, cine îl cumpăra putea să încrucișeze rasa Landry și să creeze... În acest sens, anecdotic exact. am făcut comparație cu F-16, da. și cu, mixai cu un suhoi. Și vreau să spun că danezii s-au ținut tari inclusiv în fața Statelor Unite. Că nu-ți imagina că americanii cu toată puterea lor, au vrut porcul Landrace. Și Asociația Americană a Crescătorilor de Animale a făcut niște presiuni uriașe potri, asupra statului american, care statul american a făcut presiuni uriașe asupra statului danez să le vândă naibii niște Landrace, că vrem și noi. Și nu puteau să fure pe un vapor un porc? Așa, deci ajunge și aici. Deci la vremele de mătase, legenda exact. cu bastonul. Exact, s-a făcut chestia asta. Așa, uh, un... Tot în perioada asta, uh, a, ce vreau să spun că americanii au primit. Deci americanii au primit câteva exemplare de Land Race din asta. Cred că le a luat ție ei. Nu, le-au primit. Văd o operație cu porci ei. la nu. nivel. așa. Uh, e o operație cu porci, dar nu asta americană. Uh, americanii au primit rasa asta de la danezi după niște presiuni uriașe pe care le-au făcut asupra danezilor. Mm -hmm. Au dat niște exemplare. Cu super restricții, adică nu aveți voie să vindeți mai departe, nu aveți nu știu ce. Uh, și americanii și-au de, da, și dezvoltat într-un institut al lor de cercetare, au luat landrace din asta danez, la au încrucișat cu ce rase aveau ei pe acolo, prin America, și au creat un landrace american, să zicem, dar care la fel a durat ani de zile, n-au putut să-l comercializeze și așa mai departe. Britanici au făcut o șmecherie și au obținut niște exemplare de landrace pe care l-au încrucișat cu uh, exemplar de mare alb din Marea Britanie. Însă, rezultatul era foarte departe de calitatea uh, acestui bacon, uh, acestui porc danez, astfel încât n-au făcut mare șmecherie britanicii. Publicul britanic, consumatorul britanic, tot uh, baconul originalul ăla îl vroia. Ăla era, ăla, așa. Ăla, ăla se cerea. Foarte curios ce urmează. Adică eu mă țin într-o tensiune cu acest porc, cu a de 5 minute de despre porc porcul. și de unde poate trebuie să existe o legătură cu cu, cu, securitatea cu securitatea română. Așa, mi Trebuie să fie trebuie ceva să fie undeva o, băgată securitatea o, română. Uh, hai să mergem la următorul slide ca să începem să intrăm în subiect. Între timp, hai să lăsăm un pic porcul, da? așa. așa, să lăsăm porcul suspendat, și să venim între timp în Republica Populară Română unde să interceptează corespondența, scrisorile Ei sunt interceptate de securitate. Și în interceptările astea apar tot mai multe uh, referințe la un tip de uh, mă rog... Comerț, da? în scrisori ale unor evrei din România, da? de exemplu, Solomon Isaac din Piatra Neamț, îi scrie lui Solomon Mișo din Israel: mergeți la ambasada română și depuneți bani, și dacă nu se depune într-o lună, au venit mai multe plecări, sau rudele și prietenilor scoșilor plătesc. Și ăștia fiind uh, afară, aleargă neobosit și bat în toate ușile până se găsește calea de scoatere. Sunt societăți cum se cadă care cumpără familii, plătim pentru ele dolari. Uh, altă scrisoare. Acel individ s o fi supărat de faptul că a scris de comerț de sclavi practicat cu un secol în urmă, dar a luat de ceva timp. Și mi-am mi exprimat speranța că surorii mele îi va reuși să emigreze fără să trebuiască să plătească pentru acest lucru de vize în străinătate. Deci toată corespondența pe, asta a evreilor din România pe care eu trimiteau către rudele din străinătate și care erau nu neapărat din uh, Israel, dar erau, uite, din Elveția sau uh, din altă parte, uh, Viena, uh, vorbeau despre ceva ce se întâmpla în România, cea cu bani, cu familii evreiești care plecau contra bani uh, și așa mai departe. Și Mergem, hai să mergem la următoarea, următoarea chestie. Ajungem la uh, lucrul ăsta. De câteva luni, în rândul populației evrei, se menține zvonul că vine un cetățean străin cu numele Iacob uh, Bar, așa e uh, transcris, la Atene Palace, zis. Iacobii și că ar fi fost deja de trei ori în țară, vorbește la perfecție franceza și germana, primește pe cei care sunt dornici să emigreze în alte țări în afară de Israel și cere să îi se comunice adrese de cetățeni care vor să emigreze și pentru care familiile lor aflate în Occident ar fi dispuse a plăti diverse sume de bani în valută foarte, adică dolar și aur. Uh, ce sunt? despre ce e vorba? Uh, există un domn, Iacobor, care are afaceri cu statul român. Ce afacere are Iacobor cu statul român? Iacobor este un negustor de origine evrească, stabilit la Londra, care are afaceri comerciale cu uh, România, cu România, cu regimul comunist. Ea vinde produse agricole, primește bani, mă rog, e un fel de uh, genul ăla de afacerist uh, care se mișcă în zona asta, în țările, socialiste, are dispensă de la uh, regimurile de aici ca să intermedieze diverse operațiuni uh, cu produse agricole, apară, uh, echipament agricol și așa mai departe. Iacobăr însă vine în România și se, se ocupă și de alte chestii, adică se ocupă să intermedieze aceste plecări ale cetățenilor evrei. Uh, nu era încă nimic oficial? Nu era încă nimic oficial. Deci vorbim de un Că nu-i comerț. E îi un spunem mic transfer. Comerț, un comerț care nu este uh, organizat la nivel uh, de stat. Adică statul Israel nu este partea acestui proces. Să lucidăm. E un transfer de cetățeni români către state străine, altele decât Israel, da, cel puțin în documentul anterior, da, da. Și nu care se face cu bani da. între cine și cine. Între. Uh, Pentru că el este un intermediar. Da, asta este. Exact, Între un cine? Între familii evreiești stabilite de regulă în Occident, care au bani. Evreiești, ce înțelegi? Evreiești românești. Da, evreiești românești. Uh, sau nu neapărat românești, dar care au rude în România. Da? Așa. Așa. Care au posibilități financiare, unele dintre ele. Altele nu au, dar pot să se împrumute și să facă rost de bani. Și care doresc ca rudele lor, apropiații lor din România să poată pleca din România. Și atunci respectiva familie strânge bani, îl plătește pe domnul Iacobăr, care, care vine în, de bani? Care vine în România și uh, profitând de uh, faptul că el ca și comerciant cu cine lucrează în România, de fapt în relațiile comerciale. Că lucrează teoretic cu Ministerul Agriculturii. Bine, ministerul asta am închipui, că da. am la nivelul ăsta de reprezentare. Ar fi că... lucrează cu Ministerul Agriculturii sau cu Ministerul Economiei sau așa mai departe. Însă, el în Ministerul Agriculturii și Ministerul Economiei lucrează cu niște ofițeri de securitate care se dau drept funcționarii în Ministerul Agriculturii, funcționare în Ministerul Economiei. Cu oficiali comuniști, da? Și ajunge, în făcându-și aceste relații, să le propună ăstora acest gen de afacere. O secundă. Asta vreau. De ce era nevoie ca un cetățean român de origine evrească să poată ieși din țară? Păi nu sunt niște ștampile, niște avea nevoie autorizații. De, avea nevoie de viză. Avea nevoie de pașaport și de o viză pe pașaportul respectiv ca să poată pleca care ține mai degrabă de Ministerul. Asta era la Ministerul de Interne. De interne. Exact. Iacobi acesta, conlucrează lucrează cu oameni din Ministerul, cum ai zis, Economiei, el are agriculturii, afaceri. dar. El este... are afaceri și își creează uh, prin intermediul acestor afaceri, pentru că, na, el este omul care le aduce. Uh, Produse agricole, intermediază, mă rog, tot felul de transferuri din asta și își creează această relație personală cu funcționarii români, dar care funcționari, repet, sunt fie, nu știu, Mogheriș, care era ministru agriculturii, fie oamenii din securitate. Că ăștia mută valuta, ăștia cumpără, ăștia se ocupă de comerțul exterior încă din perioada respectivă Din anii 50. Și Ministerul de Interne, cine e? Minist ministrul de Interne este uh, Alexandru Drăghici, dar ministrul, Ministerul de Interne controlează practic tot din în România, inclusiv această chestiune legată de cine pleacă și cine nu pleacă din România. Da? Cine primește pașaport și poate să plece și cine nu primește pașaport și nu poate să plece. De asemenea, controlează cine este în închisoare, da? cine e arestat și cine nu e arestat. Uh, și o să vezi că e un caz de la care și, se și pornește. E vorba de un evreu care fusese arestat uh, politic, da? condamnat mm -hmm. politic și se afla în închisoare. Și familia lui din afară, prin intermediul lui Iacob, oferă bani pentru ca evreul respectiv să fie eliberat din închisoare și să poată pleca din România. Uh, genul ăsta de, tra de tranzacție nu era nou. Repet, încă din perioada regimului Antonescu se creaseră niște filiere, niște rute. Atunci erau, evident, lucrurile motivate și de holocaust și de necesitatea ca evreii să fie scoși din uh, România. Dar au fost oferiți bani autorităților române, inclusiv regimului Antonescu, da, deci oficialilor antonescieni. Li s-au dat bani ca să lase evrei să plece. Asta se întâmplă mai ales în a doua parte a, când începe Războiul să fie clar că nu va fi câștigat de Germania nazistă. Și atunci Antonescu și toată gașca lui, mă uh, rog, încearcă să se pună un pic bine cu aliații, gândindu-se că dacă, exact cum au făcut și naziștii, prin 44-45 pe sfârșitul războiului, Himmler, de exemplu, care a eliberat, că atunci, în ultimele luni, începuse să elibereze evrei din lagăre Himmler, gândindu-se că asta o să cântărească, în, o să fie important în ochii aliaților și o să-l salveze pe el. Exact nivelul ăsta avea și Antonescu, care s-a gândit că dacă, după ce a exterminat o grămadă de evrei în Basarabia și dincolo de, mă rog, în, în Transnistria și așa mai departe, pe Odessa, pe unde au mai făcut ei, dacă îl lasă câțiva evrei să plece, o să asta o să fie ok. Asta s-a întâmplat și în Ungaria. Da, exact. Pentru că când a început uh, perioada cea mai neagră a holocaustului uh, din Ungaria, au plecat cel puțin un tren A E vorba cu de evrei. trenul ăla, da, care a, de care de fapt amintește și Eichmann a Eichmann în timpul procesului. Da, a încercat să-și să să ofere un... Fapt, a fost o operațiune decisă de Himmler și executată de Eichmann. Tocmai în ideea asta, domnule, lasă că o să dăm niște evrei și după aceea când o să vină aliații noi o să spunem, păi noi i am ajutat pe evrei, că uite, i-am ajutat pe ăștia să De scapă. aceea spui că operațiunea de vânzare a evreilor nu este o operațiune post-război, Nu, este chiar și dinainte. Dinaintea da, finalului războiului. Dinaintea finalului războiului și aceste rute existau. Deci avem niște conexiuni funcționale care acum se da, perpetuează, după și după război este o perioadă pentru evrei din România, așa cum a fost și pentru cei din Uniunea Sovietică. de am și vorbit de lucrurile astea, părea un pic euforic, adică o să fie ok ăștia, cu ăștia. După aia, când a început antisemitismul, nasol, al lui Stalin, și când românii au preluat, bineînțeles, de la Stalin această chestiune, da, și încep și în, încep și în România. Uh, Comuniștii, naționalismul comunist al lui Dej da? Și începe prigoana împotriva evreilor Epurarea. în România. E purarea din aparatul de stat, dacă încep să fie dați afară evreii din diverse funcții, începe o prigoană împotriva lor, încep tot felul de uh, chestii din astea restrictive. Normal că populația evrească din România începe să se gândească că urmează o nouă o perioadă nasoală de holocaust sau mă știu ce se mai poate întâmpla ce mai decidă ăștia ca să nu spunem ce vedeau alături exact. vecinul luat cu duba noaptea da, vecinul, de... procesele exact, procese. deja e din ce în ce mai evident că Eu, avem lideri, parte de dic da. dictatură în tot ce exact. toată puterea liderii, cuvântului Lideri ai comunității evrești sunt arestați sub o acuzație de spionaj în favoarea puterilor occidentale Iarăși, cosmopolitism, cosmo, acuzația de cosmopolitism pe care o lansase Stalin, același lucru face și deci că lansează chestia asta cu cosmopolitism. La evreii ăștia nu prea sunt loiali regimului comunist. Deci trebuie să scăpăm cumva de ei, nu sunt de încredere. Deci, chestia asta antrenează după sine dorința evreilor de a pleca din România. Oriunde. Nu e neapărat o chestiune legată de Palestina, ci este de a scăpa din regimul comunist din România, da? că nu e. Nu deci e. sunt două lucruri ca să ne fie clar. Și mă refer la evrei care pleacă. Una este evreitatea, dorința de a pleca în, 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 în stat, Israel. nu în statul Israel din da. 48, avem parte de statul Israel. Și cealaltă este dorința de libertate. Da. Deci acestea sunt cele două driver care îi mânau pe, pe da. evrei din România să plece. A existat și aici, ca să nu sărim peste chestiunea asta, a existat o perioadă scurtă până la, până în 1948, când este, se creează statul Israel și mă rog, oficial se, se proclamă, a existat o perioadă în care emigrarea a fost încurajată de sovietici și de liderii comuniști de la București care executau ordinele sovieticilor către Palestina. De ce? Deoarece Stalin credea că în Palestina se va, va putea să creeze un stat comunist. Va exporta evrei comuniști îndoctrinați în Palestina. Ăștia vor crea acolo un stat care va deveni comunist. Un stat comunist în Palestina ce înseamnă? Evresc comunist în Palestina. Ce înseamnă? Mari probleme pentru britanici. Înseamnă un pas al uh, cum să zic, un, un, uh, un cap, un de, cap pod de pod al Uniunii Sovietice în Mediterana. De unde pot controla practic toată zona respectivă și ai, a, le, a, mă rog, a duce mai departe, a exporta a, comunismul. Și sunt evrei din România care sunt suiți pe vapor, îndoctrinați se duc acolo cu steaguri roșii, cu mașini de scris, cu ziare de propagandă, sunt trimiși efectiv în Palestina ca să sprijine mișcarea comunistă de acolo. Dar totul e un fiasco, e un eșec, pentru că odată ajungi acolo, evrei nu mai au uh, chestia asta cu comunismul și nu știu ce. Acolo sunt alte realități, uh, lucrurile sunt foarte nasoale în Palestina, sunt lupte între arabi și evrei au și autoritățile britanice. Deci e un proces foarte complicat care sfârșește cu această creare a statului Israel, care nu devine comunist. Și ăsta e un mare eșec al uh, strategiei uh, lui Stalin și al strategiei sovietice și care se vede imediat și în atitudinea autorităților române, pentru că sistează orice fel de posibilitate evreilor de a mai pleca oriunde. Și începe prigoana aia despre care îți povesteam. Mm. Deci n-am vrut să sar peste chestiunea asta ca să vorbim un pic și de atitudinea diferită a statului. Că inițial comuniștii români au sprijinit emigrarea, chiar s-au dus, a existat, se duceau pe la evrei și îi întrebau nu vreți să emigrați în Palestina? Vă dăm noi acte să vă duceți acolo. Pentru că asta vreau să creeze, o să gândi că acolo evrei o să facă stat comunist și așa. După care sunt chemați să depună cereri de, de plecare și depun mii de cereri de plecare evrei fac coadă la uh, pașapoarte și depun cereri de plecare, mii de persoane după care se, se schimbă politica statului și toți care depun cereri, care depuseseră cereri de plecare sunt dați afară din serviciu sunt prigoniți, adică ce n-ai asta știi? Și normal că uh, în momentul ăla evrei sunt uh, trebuie să plecăm de aici și aici intervine această poveste cu Iacobor, care este, un, este principalul intermediar. Statul comunist român nu vrea să permită plecarea evreilor uh, oficial. Da? Deci nu mai face chestii din alea, ai, vă dăm viză la toți și plecați. Nu mai vrea chestia asta, pentru că rușii se răzgândiseră în privința emigrării evreiești dar vrea să poate dar vrea să facă bani, vrea să facă valută deci comuniștii români vor să facă valută vor să profite de pe urma chestii astea cu o condiție care este impusă de sovietici ok, vă lăsăm să vindeți evrei să le dați drumul să nu, dar să nu se stabilească în Israel. să plece oriunde, de aia era subliniată chestia asta primește mm -hmm. pe cei care da. sunt întorni să emigreze în alte țări în afară de Israel, pentru că Ideea era să nu ajungă în Israel. De ce? Pentru că în Israel statul izraelian nu mai făcea politica sau n-a făcut niciodată, în mod clar nu era, un, era mai degrabă un aliat, devenise mai degrabă un aliat al americanilor și al uh, vesticilor decât un uh, aliat al Uniunii Sovietice. Și atunci, clar, nu vrei să sporești uh, forța statului Israel. Și atunci, aici, da, dați-le drumul la evrei, dar care sunt în. Uh, se se nu cred în că statul acide. Israel era neapărat un dușman al Uniunii Sovietice, era, Totdeauna, dar... Statul Israel a avut mixed feelings, așa, uh -huh. și rușii au avut aceeași abordare și cu arabii, dar nu s-au uh. rupt, tot uh. rupt total. E dar... ciudat. De altfel, de altfel, acum, de exemplu, Israel nu a impus sancțiuni economice Rusiei. Dar, dar... E, e, e acolo o nebuloasă. E o nebuloasă, este ce po povesteai tu, da? Că ai fost acolo și ai auzit vorbindu-se... Da, pentru că e o, e o legătură puternică între <laughs> da, legătură evrei urmașii evreilor fugiți de aici și da. spațiul acesta. Sunt Mulți da, evrei da, care da, așa vin este. din Rusia. Da, <laughs> da. Acolo. Da, da, da. Uh, Și în continuare sunt evrei în Rusia uh. care au legături foarte puternice și legăturile dintre izraelieni și ruși sunt într-adevăr puternice. Dar țineți, sunt puternice pentru că e istoria asta din spate. De the o istorie între oameni, de fapt, nu între popoare exact. și atunci conducerile au trebuit să țină seama de aceste relații da. umane. Când ai un procent de populație care vine, e mă rog, dintr-o zonă din Rusia, da, nu poți să ignori chestia asta și să fii bine. să ataci Naiku. Rusia, nu știu. Naiku. E o politică, mă rog, care ține cont de niște realități și care provine din această, acest background, da. Mm -hmm. uh, Ce bine s-a explicat totul. Fie. Acum. Deci da. avem cumva premisa a fost această plecare și iată ce frumos e, ajungem aici cu această explicație. De ce crezi, de exemplu, că uite și la noi se explică niște lucruri, știi, capacitatea lui Ceaușescu de a organiza niște înțelegeri în Orientul Mijlociu și politica lui față de Israel, da? Oare cum se explică? Nu prin faptul că foarte mulți români foarte mulți cetățeni evrei veneau din România și au avut niște poziții importante în Israel ulterior. Adică, știi? Ajungem acolo. Ajungem acolo. Ziceam că asta se, se întâmplă această evoluție a, a situației comunității evreiești din România. Inițial sunt încurajați să plece, după care încep să fie persecutați pentru că au vrut să plece. Și uh, în, în comunitate încep să se răspundească zvonuri oh, tot mai alarmante despre ceea ce urmează să le se întâmple evreilor. Mai ales că unii mai aveau și niște averi, proprietăți, uh, opere de artă, nu? Care erau sigur o atracție pentru comuniști. cred că era un pericol foarte real. Da, era și pericolul ăsta pentru că venea pe această, deja justificată, se... Să nu spun sensibilitate, nu găsesc termenul emoție, dar pe abia oamenii ăștia supraviețuiseră unui holocaust și era frică nu care cumva să se repete povestea. știi? adică nu cred că era vreun evreu care să undeva, în background așa, să nu se gândească la posibilitatea asta, mai ales când vede că începe ușor ușor să se măsprească situația lui, mă rog, a comunității evreiești, într-adevăr era vorba și despre partea asta economic, financiară, standard de viață și așa mai departe, pentru că bineînțeles, comuniștii încep să naționalizeze. Evreii au afaceri mici, au mici magazine, au mici ateliere. Majoritatea evreilor din România sunt meșteșugari. Au mici afaceri din astea în orășele pe unde sunt, unde stau și normal că sunt loviți și din punctul ăsta de vedere. Este o perioadă în care aceste mici, între, mici afaceri sunt tolerate. Dar ei își dau seama că asta nu o să dureze la nesfârșit. Pentru că văd care este direcția pe care o ia, o ia regimul. Deci mai mulți factori care duc la această stare de spirit și la această nevoie, de această dorință de a pleca din România, dacă există această posibilitate. Și, bineînțeles, în momentul în care apar, apare această idee cu această persoană misterioasă, Iacobăr, care, iată, are capacitatea asta, are puterea, Asta de a obține de la autoritățile românești ceea ce nu poate obține nimeni, adică un pașaport cu viză și posibilitatea să pleci din România. Și atunci toată lumea începe să caute pe Iacobăr și să-l contacteze, să, să facem. Cât de greu putea să fie în anii 60 să dai de un cetățean străin <coughs> în România, nu exista serviciu de. Google, sunai la informații, cât de complicat trebuia să fie? Era destul de complicat. Dar în comunitate informațiile funcționau și, mă rog, era o rețea de care funcționa, se ducea vestea și zvonul și se scriau în afară, unii mai, mai scriau, mai erau cetățeni uh, evrei care plecau în străinătate, cu diverse treburi, fie, mă rog, oficiale sau așa, și atunci li se dădeau scrisori și ei le duceau mai departe. Exista chiar și o rețea care, de exemplu, scotea bani și aur din țară, organizată inclusiv prin liderea unor comunități religioase din vestul țării. Știi? Și reușeau evreii din țară, prin intermediul lor, să scoată bijuterii bunuri din astea care puteau fi ușor transportate. Deci comunitatea său evrească se organizase și ideea de a, că putea să-l contactezi pe Iacobor, existau situații când ei știau că el stă la Atene Palace, acolo era cazat, la hotel. Hotel care de altfel era un fel de sediu al securității, al direcției de informații externe. Absolut tot personalul era alcătuit din ofițeri sau subofițeri de securitate, inclusiv aceia care serveau la mese, Chelnerii, recepționerii, ori erau colaboratori, ori erau ofițeri. Toate camerele erau cu microfoane, că era inclusiv uh, fetele, prostituatele care se aciuau pe la barul lua de Nepalas și ele erau în rețeaua securității și turnau ce se întâmpla. aveam prostituate în 60. anii 60? Vai de mine. Ce vrei să zici? O noutate, adică nu... Bineînțeles de... că aveam, am avut în toate perioadele, asta e o meserie care se practică, nu e vreo mister. Bineînțeles că aveam, bineînțeles că erau prostituate care să aciuau, și astea erau alea care erau, mă rog, cu categoria lux, să ne înțelegem, că nu erau orice fel de prostituată. asta de pe marginea drumului erau niște... Femei, bine, Mă rog, Ambalate așa și pentru că la Atene Palace noi o străin. Dar nu funcționa un birou al securității, era pur și simplu înțesat de securiști. La Atene Palace da, explic. Hotelul era al, efectiv tot personalul. era înțesat de securitate era da, nu era vreun birou unde A, funcționa serviciul. Aveau, de... aveau, microfoane puse în camere, aveau chestii din astea și puteau <laughs> să urcă. Subtil, însă, mi spună. se pare. Da, nu, era cine știe ce. Adică și ăștia, de adică exemplu, Iacob știa că are microfoane în cameră și că e asculta și așa, nu se ferea să vorbească, dar ei făceau asta. Și aveau la Atene Palace, era unul dintre locurile despre care se știa că acolo vin străinii, acolo e și securitatea, acolo se fac afacerile, la, la mese, la o cină, la o discuție, la un pahar de vin, la o chestie din asta. Deci era un Atene Palace, era o... Deci era o chestiune de negociere da. personală. Da, și un. adică era... Aici hai avea să un... ne imaginăm Adică îți propun să ne descrii de faptul, cum se a întâmplat. Adică era un birou la camera 712 de la etajul 4 din Atene Palace, veneai, depuneai... A, deci știi numărul camerei? Da, știu, l-am pe undeva pe aici, dar nu l-am în documentele astea o să-l găsesc. Lasă un pic aici. Da, nu știu, știu și se știe numărul camerei, că Iacob stătea mereu la aceeași cameră. Deci el avea camera rezervată, la aceeași cameră stătea de câte ori venea. Și discuția avea loc, cum zici, la restaurant. Uneori, de exemplu, el, el era contactat, de exemplu, erau persoane care îl contactau la intrarea în hotel, îl așteptau. La intrarea în hotel. El își făcea treburile lui, businessurile lui, ziua lui. Și se apropia în hotel. Și în fața hotelului îl aștepta o doamnă. Da? Bună ziua, sunteți. Da. Păi, vreau și eu să. Am o problemă, știți, cu viza, cu plecatul, vreau să plec cu familia. Ce trebuie să fac? Și el îi spunea aduceți 3.000 de dolari, 5.000 de dolari, nu știu ce, cea numele pe o hârtie. Sau era sunat în cameră. Erau persoane care aveau numărul de telefon de la Atene Palace și cereau cu Iacobor. Și îl sunau pe Iacobor. Sunt din Suceava. Vreau să plec. Iacobor avea de asemenea, bine, astea erau mai puțini, dar majoritatea comenzilor, să zic așa, la Iacobor veneau la Londra la Londra, unde el stătea, avea o casă. Care era legătura lui Iacobă cu România? În... Ca descendență. El nu era născut în România, o să, avem, o să vorbim asta, că am exact fișa lui cu unde s-a născut. Și era, era, era născut în Ungaria, undeva la granița maghiară cu Cehozovacea, dacă nu mi-aduc bine aminte, o localitate și a plecat, din, a plecat din Ungaria în perioada aia când Ungaria a fost regimul fascist un pic înainte a plecat, a emigrat la Londra și de acolo și-a creat el o afacere așa și de aici el nu avea o legătură adică nu era născut în România dar venea des în România pe afacerile astea cu grâu, cu animale cu chestii de genul ăsta comercial. Și mi închipui că discuția putea avea loc în franceză, de exemplu. Da, în ingleză, noi vorbeam franceză, el nu știu... vorbea iacobor vorbea maghiară, da. vorbea franceză, nu, vorbea. Noi la români, evrei români. engleză. În încerc să nu știu dacă engleza era așa o limbă populară în anii 60, mă rog, da, franceză. A, așa mi în închipui -a cumva, e, adică mai degrabă franceză, mai degrabă de, am știa am toată că că lumea. Te referi la discuțiile nu lui cu ofițerii de securitate, nu de nu deocamdată cum era abordat? Îmi închipui cumva știa, nu știu. Iacobă știa bine și românește. Știa bine învățase, și române, învățase română. Da, învățase română, pentru că venea atât de des în România, că învățase foarte bine românește. Știa și. A, asta da. e extraordinar! Da, 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 știa. Știa, știa și limba română. Și aveau și. Mă rog, conversațiile erau și în română, și în engleză, și în franceză, și în. Uh, Iacobă era un tip foarte interesant, genul de, nu știu de personaj pe care ai vrea să faci un film cu el. Și păi, dacă venea și lua oameni de aici, ai ducea da, în partea cealaltă, numai trebuie da, să fie o personalitate. Lumea în care Lumea în care se învârtea el și de exemplu cunoștea pe Maria Tănase, era prieten cu ea, de fiecare dată când venea la TN Palace, Maria Tănase lua masa cu el o ajuta să-și cumpere tot felul de chestii, dădea bani, o sprijinea să aibă, mă rog, chestii din asta. Ea fiind și cheltuitoare, Maria Tănase, știm. Da. Cât ce bani lua, Iacobor pe toți îi cheltuia. Iacobor, la un moment dat s-a lăudat că, într-o discuție din asta, că, mă rog, îi propusese la un moment dat Maria Tănase să se căsătorească cu, cu, el și aia, bine, erau niște fantasme de ale lui. Dar Maria Tănase era, Maria Tănase, totuși nu era, îți dai seama blănuri, chestii, venea acolo, adică erau și bă, atmosfera aia din, de la Atene Paras, acolo era un fel de uh, no man's land, așa, în interiorul regimului comunist, ăla era o uh -huh. insulă. Mai ales în anii 60. Da, o insulă în care practic trăiai uh, occidental, burghezi, erau cucoane frumoase care veneau îmbrăcate uh, bine, se asculta muzică, se mâncau mâncăruri fine, erau străini, se cheltuia valută, ți-am zis, era un mediu din asta nu știu, gen Casablanca, așa ceva, Știți? ca să facem o referință din asta cinematografică. Adică un loc unde se făceau tot felul de afaceri, unde lumile se intersectau. Un purgatoriu da, între comunism și comunist capitalism. Și am zis, o ușă, o poartă între... Așa, da, Se trăia așa, în, între cele două lumi. Foarte interesant ca spațiu de din asta așa de comunicare, comunicare, da. Și îl lăsau și comuniștii îl lăsau să funcționeze mm -hmm. în felul ăsta, știi, aveau, creau această euh fetele alea care gravitau în jurul ATN Palace, uh, prostituate, dar ele erau, mă rog, uh, stăteau pe, pe la bar, uh, stăteau pe la mesele clienților, uh, mă rog. Care erau mulți oameni în vârstă din Occident, care, îți dai seama, na, veneau aici la o distracție de câteva zile, ceva de genul ăsta. Și mulți dintre ei erau. Și securitatea făcea niște operații destul de interesante cu doamnele astea, că unii dintre afaceriștii ăștia chiar erau atrași de câte una, care devenea un fel de prietenă stabilă pe perioada cât el venea în România. El având familie în de unde venea. Se practică, știi, știi? e foarte comod. E foarte comod. Și ăsta chiar Ce avea plăcut o, o Venea, mă aducea cadouri, ăștia îi dădeau viză ei să plece cu ea, nu știu. Chiar caz concret, o să vorbim poate că discutăm despre Pacepa, știi, și avem episodul ăla, dar chiar construise o relație cu un afacerist german și la practic era, avea a doua familie în România. Și venea, venea era că se venea la doamna respectivă, care era profesoară de limba engleză, o persoană foarte uh, civilizată, cultă, nu știu ce, și securitatea le, uh, le uh, facilita acest, uh, acest mariaj, uh, așa, al doilea mariaj, pleca cu ea în excursie în Grecia, o lua, adică îi dădea o viză ca să plece cu el și încă. Făceau chestiile astea. Uite, așa ai răspuns la o dilemă care a fost uh, menționată la comentarii la episodul despre Pacepa, cetățenii români care mergeau în Occident și primeau vize pentru a merge în Occident. Nu era complet interzis, se întâmpla. Era. A fost o discuție la comentarii, Am dacă văzut ai văzut comentariul ăla al cuiva care a spus, doamne, nu e adevărat, vorbiți niște prostii că românii nu, nu, nu aveau voie să plece în străinătate. Nu este uh, adevărat. Se pleca din România cu viză. Da? era foarte... Chiar și în țări că... occidentale. Chiar și în țări occidentale, da? Normal că, na, ție nu-ți dă de aviză dacă te duceai, că erai nimeni, așa, sau aveai probleme la dosar, dacă aveai probleme la dosar, nu plecai. Dar în toată perioada comunistă se pleca existau <laughs> plecări, deci nu era chiar... Oamenii au... Și pentru că după 90 s-a creat așa un fel de psihoză din asta și România a fost deschisă mereu, deschisă mereu ca un lagăr în ăsta cu sârmă ghimpată, ceea ce e adevărat, dar nu, nu înseamnă că nu pleca nimeni. Da, erau oficiale ai statului, erau afaceri care se făceau, erau persoane care călătoreau în străinătate. Unele reprezentând instituții, altele particulare care îți bani și duceau în vacanță. Era acolo un alt comentariu care spunea că a cunoscut pe cineva care s-a împrumutat ca să meargă da. în vacanță în Portugalia. Exact. Și a mers în Portugalia. Azi, în Portugalia, nu era o problemă. Aveai bani, nu aveai probleme cu dosarul, nu erai în atenția securității, nu comentai politic, nu așa. Ia se uitau, te verificau dacă aveai rude în străinătate, dacă aveai descendenți, nu știu, bunicul tău a fost legionar sau țărănit sau nu știu ce, sau nu știu, aveai, aveai niște chestii la dosar. Știi, era Așa, da, normal că nu ți dădeau viză și te țineau în România. Dar dacă nu aveai problemele astea, îți vedea de treaba ta, la modul ăsta, și erai ok cu regimul, puteai să pleci. Aveai nevoie de bani, trebuia să cumperi, complicat, dar plecai, nu era. Știi? Asta e unul din marele mituri ale comunismului românesc: că toată lumea nu avea voie să plece. Plecau. Și eu știu pe cineva care a fost în Grecia. Da. da. În Grecia capitalistă bine, regim socialist, dar știu pe cineva care a fost în Grecia, De în e normal, perioada nu comunistă. E normal, nu e ca acum când absolut oricine se duce relaxat și cu buletinul, pleacă când vrea el, trece prin jumate de Europa sau trei sferturi sau toată Europa se duce așa cum îi vine, nu e același lucru dar nu e nici aia în care ăia stăteau toți cu pușca și care cum vor intra pe aeroportul în împușca că nu avea voie să se suie în avion. Deci avem un pic așa, patinăm în anumite direcții zic eu cam ne-e ne ok și pentru că bă, ăsta e un subiect lung, vreau să intru în el și pentru că ne în, stai, că, să termin chestia asta că totuși vreau să spun, că în scrisul istoriei și, a, și în vorbitul istoriei postcomuniste după anii 90, tot felul de aflători în treabă au vrut ei să creeze niște tușe din astea foarte groase despre comunismul românesc și au amestecat lucrurile la un mod în care fie este, cum să zic, comunismul românesc este cea mai nenorocită Pol Pot, Cambogia, știi? Când vezi referințele astea, e chiar, un, chiar foarte ofticat pe treaba asta. Că sunt niște, așa zis, istorici, inclusiv străini, atenție și unul, vorbesc aici despre unul foarte bine cotat acum în România și foarte promovat, pentru care România comunista a lui Ceaușescu era un fel de același lucru cu Cambogia lui Pol Pot, același lucru cu Corea de Nord, așa, ce, bă, stați un pic, că nu e așa, adică nu, hai să nu facem niște comparații din astea complet cretine. Albania. Da, albani. În Verhogea, nu. Da, nu, lucrurile sunt cu totul, stăteau cu totul altfel. Deci să ne calmăm oamenii și să răspund la întrebarea respectivă că și eu am văzut-o, nu e adevărat, oamenii călătoreau și în perioada comunistă. Nu obținea toată lumea viză, normal, era foarte greu și erau interdicții masive, dar asta nu înseamnă că nu erau oameni care uh, mergeau în străinătate. Punct. Uh, ne întoarcem în în restaurantul, restaurantul de la restaurantul Ateneca, de la Atene Palace. Atene Palace. Uh, și, da, deci, că, îți, uh, tu mă întrebai cum îl contactau. Cea mai mare parte a contactelor lui Acobăr era însă la Londra. El avea birou acolo, o, afacerea lui, avea o secretară care primea telefoane de la aceste familii din Occident. Aia sunau la Acobăr și spuneau: oh, Am pe cineva în străinătate și, uh, îi începea de acolo, începea contactul și de acolo porneau afacerile lui. El își nota, sau secretara lui, când dacă el nu era acolo, își nota numele respectivului și ce vroia are și făcea, Iacobor făcea o listă. Și am adus documentul ăsta în care povestește practic E foarte interesant că asta e o scrisoare trimisă către Comitetul Central al PMR. Adică e un... E cineva care scrie la Comitetul Central. Și e vorba despre cineva care este foarte ofticat pe ideea asta de că să pleacă evreii, știi? Uh, și scrie, am aflat din întâmplare despre un, un, un gen foarte interesant de comerț, practicat de țara dumneavoastră. Ne referim la felul cum se dau pașapoartele dumneavoastră. dumneavoastră. La dumneavoastră. La dumneavoastră. În mod cu totul întâmplător am aflat că există la Londra un anume domn Cobor care primește bani de la rudele anumitor persoane din repere, în dolari, bani pe care vi-i rambursează dumneavoastră. Are, am reușit de asemenea să aflu tarifele dumneavoastră. Wow! O persoană, două mii, două persoane, 3.000, etc. Se făcea reducere. Uh, mă rog, păi aici, e promoție. Da, dar aici nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Și nu se negocia chiar așa. Asta, P e asta de, vreau să înțeleg. În perioada asta, Ce însemnau aceste cifre și sume? Era complicat și era, se negocia de la caz la caz. Pentru că una era, de exemplu, să scoți un om din închisoare care era condamnat. Că asta presupunea ce? Anularea pe de grațierea pe care trebuia să o dea Gheorghe Odej. Doar Gheorghe putea să grațieze pe cineva condamnat politic în România trebuia să-l scozi în închisoare trebuia, după care trebuia să-i faci acte trebuia să lichidezi ăla tot ce are în țară după care urma viza și toate chestia deci una era asta, alta era să fie, nu știu, o persoană pe care, mă rog, nu avea nicio problemă și puteai să-o să scoți foarte lejer deci nu exista un toate cifrele astea în perioada de început nu există un, asta să spun, că nu există un mercurial, persoana asta știe așa niște chestii pentru că Iacobor, de regulă, cerea o sumă, să zicem, o sumă normală. Pentru o persoană care nu avea niciun fel de probleme, cerea 3.000-5.000 de dolari. Dar ideea este că el făcea următoarea chestiune. El vedea și cine sunt uh, ofertanții. Pentru că dacă era o familie evrească bogată, cu, cu potențial, cu, cu capacitate financiară, cerea mai mulți bani. Cerea și 10.000 de dolari pentru o persoană. Adică el s-a dacă venea un banchier evreu din uh, Paris, care vrea să-și scoată fratele din România, de exemplu, 20 .000. Că Iacob s se uita, ăla poate să dea 20 de mii. Dar dacă era o, nu știu, un, o, nici era o familie de evrei sărași din, nu știu, Franța, care strânsese cu greu 5.000 de dolari, le zicea bine, 5.000 de dolari. Dar să nu rela relativizăm sumele. Vorbind de acești bani în anii 60, da. Ei seamănă mult. Mult e dolarul ăla puternic. De, anii 60 da. trebuie să mulțim cu, da, să, Nu mulți, să mulțim cu mult da. Era o sumă chiar și 2000 Mulțumim, de dolari, 3000 da. de dolari. Da, dar da, e bine că ai spus. Asta în conversa, nu cumva să avem 3000 de dolari de astăzi, de azi, că, că da, pe cât pare. cât ia un primar dintr-un sat 2000 da. de românesc. No, erau mulți bani. Nu, no, erau mulți bani, 2000, 3000, era o no, sumă. Da, Erau mulți bani. Uh, și interesant, zice, știm de asemenea că nu pleacă numai evrei, ci și români, pentru care se plătește mai scump. Asta e foarte interesant. În premieră. E premieră. Informație. Da, informația este că nu se vindeau numai evrei, se vindeau și români. Dacă ai aveai niște oameni în străinătate care erau dispuși să te plătească, să plătească pentru tine, statul român nu făcea diferență. Vindeau și români, fără probleme. Cu orice cetățean, <laughs> practic. Dar că era care mai greu băca. să ai Legături în străinătate ca din, român, român. Da, din păcate, asta este, că românii, că, știi, e și problema când se discută despre vânzarea evreilor și germanilor, vin oamenii și spun, bă, da, da, bine, îi plângeți păștea, că păștea oricum, uite, a dat statul Israel normal, da bani să-i cumpere a, îi plângeți pe nemți, că bine că au avut bani Republica Federală și a cumpărat pe noi cine dracu ne cumpăra, știi? He, nu, ne cumpăra și pe noi, dar numai că noi, na, mai puțini români în străinătate care să aibă bani ca să scoadă rudele uh, din țară și mai puțin români uh, capabili să se organizeze în străinătate ca să scoată români din țară, că imigrația română din, uh, din păcate arăta exact ca și România, adică se băteau între ei, se suspicionau, nu erau capabili să se organizeze, unii mai și furau din bani, uh, la un moment dat strânseseră se strânsese o sumă de vreau să-l cumpere pe Noica. Așa. Era în închisoare. închisoare. Da. Și în emigrația română se face o chetă. doamne să strângem bani, să-l cumpărăm pe Noica. Pe care regimul comunist l-ar fi vândut din închisoare. Cereau, nu știu, mi se pare vreo 50.000 de dolari. Era mulți, erau mulți bani. Dar l-ar fi vândut pe noi, că, înțelegi? Regimul comunist la care îl ținea în închisoare pe noi și, ah, ok, îl eliberăm din închisoare și îl dăm. Dar n a fost în stare emigrația românească să strângă banii ăștia. De deci, S-au strâns vreo 10.000 de dolari care au dispărut într-un mod foarte bizar la un moment dat. Nu știe, nu mai știe nimeni cine i-a luat cum era. La... Deci, când vorbim un pic așa despre cine și cum și ne victimizăm că pe noi n-avea cine să ne cumpere, da, este pentru că noi așa am fost, niște oameni foarte uh, cinstiți și uh, morali și organizați din totdeauna. Ah, evrei au avut cine să-i cumpere, nemții s-au organizat, au cumpărat asta, e foarte simplu, dar regimul comunist ar fi vindea și români. Asta e de reținut, că nu e doar chestia cu evreii și germani. Uh, și mai departe zice ăsta, atunci, acum cunoaștem deja numele câtorva din persoane care vor pleca cu viitorul transport. Vă putem da, ca exemplu un nume. Uh, Sufin Willy, domiciliat București, strada Atena numărul 5, care va pleca împreună cu soția și cu mama. Vorbim puțin de el. Nu se poate vorbi de reîntregirea familiei, fiindcă îi rămân acolo sora și cumnatul. Pe de altă parte afară are o singură rudă pe trădătorul de patrie Camil, Camil Ring, Ring care de altfel l-a și plătit cu echivalentul un dolar a 20.000 de franci noi. Întâmplător domnule, noi nu ținem ca respectivul să părăsească țara. Deci ăștia sunt niște unii care îl toarnă pe ăla ca să nu plece. plece. <laughs> Deci asta ce mi se pare întâmplător, domnule, noi ținem ca respectivul să nu părăsească țara. Deci dacă dumneavoastră puteți să ne ajutați în această direcție, noi, care avem de altfel în asemenea ocazii o memorie foarte scurtă, vom uita aceste amănunte. Precum și tot ce știm relativ la felul cum România își vinde sclavii, făcut cu majuscule, și vă vom rămâne îndatorați. În caz contrar, ne vom vedea nevoiți cu, cu, toată părerea noastră de rău să lămurim opinia publică. Adică sunt oameni care îi șantajează. asta e, e bă, bă, adevărată. Păi, uite, e document din arhivă. Na, e normal că e adevărată. E cu ștampilă, vezi și adresantul către Comitetul Central al PMR, Biroul Sesizări București. Bineînțeles. Cu ștampilă. pare o glumă. Nu e glumă, este cât se poate de serios. Este cât se poate de serios. De deci, ce? oamenii chiar, adică cineva invidios că altcineva se poate probleme, salva. Care avea probleme cu respectiva persoană din România, care urma să, aflaseră că urmează să plece ăla și nu toate să nu plece. Știi? Și amenință, de fapt, încearcă să șantajeze pe ăștia din Comitetul Central că dacă el nu l opres pe ăsta să plece ei o să meargă în presă și o să spună că România vinde de sclavi. Da. Cea ce era dă un pic mă stai. ia, ia dă un pic. Da. <laughs> Pentru că ideea care era să nu apară bănene articole despre ce facem noi. Ăsta e un articol uh, scris de doi jurnaliști americani care dau bomba, uh, povestea uh, uh, Mă rog, din interior, povestea celor 210 milioane de dolari în uh, ransom ring, adică uh, afacere comunistă. În 1962, ăștia scriu, apare, mi se pare că e într-un ziar de mare tiraj din America, cu tot cu poza asta care arată, știi, uh, cât se plătește pentru copii, pentru știi, uh, important. De ce? Pentru că regimul comunist face chestiile astea, dar regimul comunist nu vrea ca lucrurile astea să apară public și să se scrie că România vinde evrei normal, nu vrei să se întâmple chestia asta. Și atunci ăla, ăia care au scris anonim aia știu lucrul ăsta. De aia încearcă să pună presiune să nu plece respectivul pentru că ei se duc la presă și spun și o să apară articole despre cum statul comunist o să vândă... poveste... În toată regula. Păi, poveste. E poveste, poveste, poveste omenească. Da. Oameni care încearcă să fugă, oameni care tranzacționează, unii care nu sunt invidioși, da. fac de împotriva, toarnă. unii care toarnă da. și vor să alimenteze opinia publică națională și eu. Statul comunist care Nu știam, să nu știam ne aveam nici ce mai vagă idee de cât de dezvoltată a fost această discuție. Da, e, ok. deci e un fenomen real, care s-a -a răspândit în toate nivelurile societății românești. Da. Păi deci acest mai... vecin probabil supăra pe domnul... Nu, cred că era cineva care era din străinătate și care aflase de chestia asta, care avea o problemă cu ăla din România, deci nu cred că era vecin. Dar, într-adevăr, întâi ești corect pentru că o să ajungem și la discuția asta despre vecinii care văd că tu pleci în străinătate, știu că ai viză, pentru că tu ce se întâmplă în momentul în care tu ai viză pentru Israel, îți negociază ea chestia asta, lui îi plătește pe ăștia și tu trebuie să pleci, îți dau viză, dar nu pleci imediat, nu pleci în aceeași zi. Gândește un pic că nu e vorba numai de persoanele astea care să zicem, află despre cineva care pleacă, dar e vorba de ce spuneai tu, de vecinul care știe că tu urmează să pleci. Dacă spuneam că Îți eliberează viza, mă, rog, te plătește Iacobăr, ca zic Iacobăr le dă bani ăstora, ești chemat, bun, îți aranjezi, îți dă viza, dar tu nu pleci în aceeași zi. În, da? Nu. Nu poți, nu ai cum să pleci cu nimic din România. Adică nu ți se dă voie să pleci cu ce vrei tu. Tu pleci cu 20 de kg de bagaj, maxim. Și atunci, tu ai casă, ai, nu știu, lucruri care trebuie vândute nu poți să pleci cu ele. Și atunci, unde le vinzi lucrurile alea? Păi, ce vecinii. Nu cumperi un pat, nu cumperi un tablou, nu cumperi o, nu știu, ce mai prin casă. Și încep să te jecmănească. Păi știu că pleci și că ești ocum obligat să le vinzi. Deci, cât, e, cât vrei pe ăsta? 500, îți dau 200. Știi? Deci e o întreagă, Mă, și în chestiunea asta, după care, bine, ăștia sunt aia, sunt, să zic așa, rechinii mici din jurul tău, dar vie deasupra ăsta, planează Marele Alb, care este ofițerul de securitate, care ăla vine la tine și îți cere direct casa. Rechinul Marea, Marele Alb, să nu confundăm cu porcul Marele Alb. Nu porc. Că am vorbit de Marele Alb. Nu, nu vine Landry sus și Marele Alb ăla pe care, despre care am vorbit, vine Rechinul Marele Alb, care e ofițerul de securitate, care el are filiera lui. Filiera lui care este? Filiera lui e cu băieții de la pașapoarte. când îți dau, când pașapoartele, au o listă. Stai de așa. Persoane. Deci, tu e vreo vrei să pleci, da. te miroase cineva din te securitate. Că te să depui niște acte. Da. Și o îți dă viza. Și te trece pe un tabel. Dar din momentul în care ești trecut pe tabel, apar da, răpitorii. Apar pe radarul rechinilor. De pentru, că umană. Ea știu, ea, pentru că ești, știu că pleci, da? Și atunci ăla de la pașapoarte, împreună cu băieții lui, așa, au rețeaua, lui de, au rețeaua organizată, ofițerul de securitate X, că sunt mai mulți care se ocupă de chestia asta, unul dintre ei, unul dintre ei vine și îți face o vizită. Erau mână-mână cu cei de la pașapoarte. Bineînțeles. Erau, deci, erau, erau așa... independenți? Cum erau? Cum erau... Era... Deci e o mafie, de o, fapt. Da, o mafie. Deci unul îți dă drumul, dar comunică cu celălalt care vine să te da. șantajeze. Bine, filiera e mult. Dar tu ziceai să rămână, nu? Că, că, plecai. Păi tu oricum ziceai să rămână că scapi. Și nu mai contează acum acum. Oricum nu aveai ce să faci cu casa aia, că nu ți iei în spate și pleci cu ea în Franța sau în Israel sau unde pleci tu, nu? Casa e rămâne. Ce faci cu ea? Așa, și vine... Sau, nu știu... Securistul. Vine, da, vine la... Și? la tine la ușă, într-o seară, bate un domn de la... și care zice, bună seara, sunt tovarășul Xulescu de la Pașapoarte sau de la Ministerul de Externe sau de la, nu știu, Asociația de Locatari a blocului. Am auzit că plecați în Israel cu familie. Da, plec. Păi știți că e o problemă. Și ce problemă? am viza, am tot. Domnule, vă zic eu, e o problemă, s-ar putea să nu vă dea pașaportul. Vă spun eu că eu cunosc acolo, sunt prieten cu ei și am venit la dumneavoastră ca să vă spun direct că avem nevru, trebuie să dați niște bani acolo ca să vă dea ăștia chiar pașaportul să puteți într-adevăr pleca. că mă de cea mai joasă speță. Ce spuneau acum, este un, un, un caz pe care l-am documentat, un caz real, îl avem aici o să vorbim mai încolo despre el, dar ăsta este un caz din zeci de mii de cazuri. Așa funcționau lucrurile, așa se făceau. Pentru cei care aveau ceva. Evident că nu toți care plecau aveau ceva. Unii aveau, alții nu aveau. Dar pentru ei care aveau, așa se întâmpla. Și l a zis, și cum că eu trebuie să plec peste două săptămâni? Domnule, îmi pare rău, na, asta e, dacă nu, trebuie să aveți... Văd că aveți o casă frumoasă, aveți un apartament frumos, are câte camere, cinci camere. E bun. Cam cât e apartamentul ăsta? Cam cât costă? 200 de mii. Eu zic că acoperă. Asta. Mergeți la notar, facem acte, îl vindeți nou. Și plecați. Vreți să vă gândiți? Vă mai las o zi. Să vă gândiți. Dar de plecat nu plecați. Bank. asta s-a numit operațiunea Peregrini așa se numea în, în documentele, documentele, documentele securități obținerea de uh, bunuri imobile uh, de, de pe urma uh, plecării. plecării cum arată o fișă de plecare Aici că ne de pe următorul, că asta e o listă, de fapt. Deci, ca să vezi cum se proceda, da? Toate astea erau nume de persoane care, cărora li se acordă viza de ieșire în țară. Da? Deci sunt, uite, este evreu, condamnat cu soția. Adică ăsta urma să plece. evrei, că următoarea, Niculescu Florica, româncă, din București. Da, așa, evreu condamnat. Condamnat. deci asta urma să fie... Grațiat. Grațiat, și intra în, procedură, în și procedură și pleca. Ludwig Emmerich, german, cu soția și copilul. Hoffman, Werner, din Timișoara. Caimbela, evreu, evreu. Asta e uh, perioada asta și aici 62 așa, perioada Iacobăr, ți-am zis, e vorba aici nu este. Iacobăr cumpără și vinde pe oricine, nu contează. Evreu, german, român, nu e axat 100% pe evrei. Ăștia sunt mulți. Adică ei sunt principalii cei care beneficiază, adică care pleacă. Dar asta, uite, nu exclude români, uh, uh, germani, uite, Quandă Constantin, român, arestat cu soția lui. Uh, mai sunt. Da? Goldstein Betty. Păi nu cu numere. Aici am adus prima și ultima pagină. De ce? Pentru că am vrut să vezi cine semnează. Deci ăștia sunt care se ocupă, capitanul Marcu Gheorghe, general, viitorul, general Marcu, despre care s-a tot scris și s-a, mă rog... A cu rins. ce s-a evidențiat? Păi el de aici a pornit. Asta Marcu, ea, o să povestim mai încolo. Că el practic este la originea afacerii de animale contra evrei. El e... Bă, a, de aceea a început cu -aia, porcii. Deci, pe care n-am explicat-o încă. n-am explicat-o. Dar porcul ăla Landry's, despre care am vorbit vine așa din spate și se intersectează la un moment dat cu securistul, cu, securistul, cu, securistul cu domnul Marcu. Marcu. de la Londra. Mor de curiozitate. Se așa. și cu Iacob. <laughs> Vrei no. să mă omori? Deci, e mai, asta, mai că la nenoroci cu podcastul ăsta. Da. Păi asta vrem să facem, să ne oamenii cu podcastul ăsta. Încă n-am pus cap la cap Ob A, lucrurile... Și cine, cine mai semnează? Șeful direcția întâia, general major Dorcar Nicolae doi. care este direct șeful al mare al despre care știi că am vorbit da, cu Pacepa, cu, Pacepa. cu Paito, e o lume mică. Știi? Lumea e foarte mică. Și cine semnează mai Cine aprobă? De fapt, generalul colonel Alexandru Dăghici, ministru de interne. Direct, direct, bossul boss boss mare. Da? Deci listele astea toate sunt semnate și uh, uh, pigulite om cu om, nume cu nume de băieții ăștia, de Doicaru, de uh, Drăghici, de Marcu și de alții. Știi? Și ăștia sunt boșii care decid cine pleacă, cine nu pleacă. Ei sunt și cei care sunt în legătură cu securistul care venea apoi și șantaja la ușă? Nu, ăștia sunt sunt, ăștia sunt pă, deasupra, ăștia sunt prea mari. ăștia, ăștia prea... ce primeau? ăștia primeau banii, mă rog, ei, ei funcționau pe varianta asta. Ei, prin ei se duceau banii obținuți când venea Iacobă și dădea banii lor, le dădea banii. Deci asta ei rog. sunt în sistemul sunt în financiar sistemul al vânzării. Da, dar e mult mai complex. Ei sunt în sistemul, un ecosistem sunt deasupra, sunt șefii. Oia mai mici care merg acasă, la ăla să ia apartamentul, sunt de mai jos. Ăștia nu se complică cu nu, un apartament. Dar și ăștia iau banii. Și ăștia iau banii. Normal, Ăștia iau tot. Ăștia iau e... de fapt gros. Nu, ei iau, da. ei iau sumele da, care se plătesc pentru da. cei care pleacă, nu neapărat da. evrei. Da. apoi vin și rechinii au mai șantajiști. Nu, nu iau numai sume, iau tot felul de cadouri. Să nu-ți imaginezi că Iacobăr venea cu mâna goală. Iacobăr nu aducea doar bani. Că cu, păi, cu băieții ăștia când negociai nu le dădeai strict cât, uh, cât fac evrei, Cât avem aici? 50.000 de dolari? Luați 50.000 de dolari. Stai un pic, nene, că te simți și tu un pic, nu? Că două oameni ăștia fac un efort. Mai trebuie să le aduci mai un aparat de radio, mai un ceas de aur, mai o... Înțelegi? Și ăștia trebuie unși ca să meargă lucrurile bine. Că venea ăla, păi stai un pic, ce, Bă, aici la numărul... Uh, 8, când stai arestat? Păi, da, nu-ți dai seama că trebuie să-l scoatem din închisoare pe ăsta? Nu te simți și tu să ne dai niște bani în plus la treaba asta? Și statul ce statul bani primea, lua? statul primea banii pentru că la sfârșit se făcea cât am vândut, aia, suma și veneau și dădeau acolo la uh, la comitetul de partid suma. Atât s-am vândut, atât e. Dar aia nu crezi că stătea Gheorghe Udeș să-l întrebe pe drăghici sau pe doi caru câți bani de fapt s-au încasat. Normal că ăștia dădeau banii mai departe la partid, dar aveau și a lor, suma lor, cadouașele, beneficiile, mai o armă de vânătoare că doi drăghici îi zicea lui Iacobă, sau doi caru. Aș vrea și eu o pușcă Holland în Holland sau nu știu, mă duc și la vânătoare cu mahări ăștia. Vreau și... Nu o pușcă ce... scumpă. Da, normal. Și normal că ăsta trebuia să dea ca lucrurile, el făcea afacere, dar nu putea, el știa tot timpul, Iacobăr știa, adică ăștia oricând puteau să lichideze totul, da? Și puteau chiar să-l aresteze pe Iacobăr, da? Dacă își puneau mintea, îl arestau. Bineînțeles. Era în puterea lor să facă asta. Aici era, în România, ei erau șefi. Deci făcea un business foarte periculos, acest Iacobăr. Da. El e un personaj de film, dar el se baza, în real... el la... se baza pe abilitățile lui, pe lăcomia I-a -a citit foarte bine pe ăștia. -știa, știa că, practic, imunitatea lui stă în lăcomia lor și în uh, mafioțeala lor și în interesul lor de a face și mai mulți bani. Dacă l-arestau ochii, okay, mă arestează, se gândea că pot să fac asta. Dar după aia cu cine mai fac banii ăștia? De unde le mai pică lor zecile și miile și sutele de mii de dolari? De unde le mai pică chestiile agricole pe care le aduc eu mașini, tot felul de incubatoare, ce, ce le făcea el rost din străinătate? că aici o să fie partea interesantă în care ți-am zis se intersectează și porcii și găinile și caprele și... Deci va trebui să, co să combinăm toate aceste elemente da, pe care le-am aruncat acum pe masă așa ca pe... Dar o, în episodul față. următor. În acest episod următor, desigur. Episodul 2 din Vânzarea Evreilor. Da. Unde o să vii și o să închegăm acest univers pe care l-ai practic, l-ai -am aruncat așa, -am adică aruncat, aruncat obiectele și acum o să vii ca un demiurg și o să le, le aranjezi și nu le... o să le aranjezi și o să crezi, să înțelegem exact care e legătura între Porci porcul danez, securistul român, vânzarea evreilor germani, doamne da eu zic că oamenii trebuie să se uită la noi, nu? Deci <laughs> nu, eu vreau să mă uit la următorul episod foarte mult. Mi-a plăcut acest episod, m-a introdus într-o lume pe care credeam că o știu, dar nu, nu știam nimic. Deci știam mai, de vânzare, uh, dar nu știam nimic din... Serios acum. Adică este o organizare scris, de uite, stat. s scris despre chestia asta și uh, s-au mai făcut și documentare, niște filme, știi? Și cumva oamenii cred că gata, subiectul ăsta e, e pe vânzare evreilor. Știm cum a fost. Nu, nu credeam că știu. Nu nu nu. La vântul Ceaușescu niște evrei la graniță, la... Nu, nu. este știți. mult mai vast. Nu știți, povestea e mult mai interesantă. Bun, deci ce urmărim în continuare? Urmărim pe Patreon, continuarea la episodul despre Pacepa. Da, trebuie să facem partea a doua din, din Pacepa, care va fi interesantă. Pe Patreon ne urmăriți, avem continuarea, finalul, explicația, punctul de inflexiune maximă lui Pacepa, da? da. Și urmărim apoi partea a doua, a doua din Vânzarea Evreilor. Și la finalul acestui podcast, la finalul da. podcastului nostru, Va fi și lista, nu? De da, patroni. de patroni. Nu ne-am gândit ca oamenii care contribuie să fie cu numele... Adică să facem, să ar, să arătăm și numele lor și să știe să știe și ei că apreciem contribuția lor. Le mulțumim, Le mulțumim tuturor patronilor și celor care vor deveni patronii noștri. În mod obligatoriu vor deveni. Pentru nu, că vor deveni dacă doresc. doresc. Nu. <laughs> Fiecare face ce crede, dar cred că, nu știu, merită podcastul acesta, merită efortul acesta, pentru că nu e nimeni în spatele nostru, nu e nici Zice o instituție, noi. nu, <laughs> spun eu nu e nimeni în spatele nostru, suntem doar noi și încercăm să ținem linia asta de informații curate și independente și tocmai de-aia e nevoie de un sprijin din partea oamenilor, dar Oamenii care ne sprijină devin și patronii noștri. Ce e un lucru. Mai avem ceva drăguț, da, pentru patronii noștri. O să introducem niște tricouri pentru oameni. Și pentru noi. Asta facem și și noi. Vreau și eu să am tricou să cu. Vrei tricou cu Viva Istoria, Baboi? Da, da. Și eu. Și Baboi. Deci avem trei tricouri Avem trei tricouri. și o să avem mai multe tricouri. Mulțumim urmăriți acest podcast, dați acest podcast mai departe, urmăriți-ne și pe Patreon. Patreon care e adresa, baboi? Patreon. Patreon slash intrați acolo și puteți accesa, să zic, toată partea asta de comunicare cu noi pe Patreon. Intrați, dacă nu aveți lămuriri sau aveți nelămuriri, cum se zice, scrieți-ne la comentarii, scrieți-ne oricum ce opinii aveți, scrieți-ne ce nu va conveni la acest episod, da? scrieți-ne ce ați vrea de să mai vedeți. Nu vă da, da, adică suntem deschiși. Iar pe Patreon puteți să faceți ce vreți. Deci noi acolo suntem obligați să răspundem la orice chestiune. Și de săptămâna aceasta intră și Mădălin la răspunsuri către comentatori. Da, o să intru pe Patreon O să scriu și eu niște răspunsuri. Am folosim contul tău, o să scriu da. și eu niște răspunsuri oamenilor, pentru că au văzut că sunt multe întrebări acolo. Sunt multe întrebări. Și sugestii da. de, de subiecte. Da. da? Deci, vreau să știți că citim lucrurile alea, nu, sunt, nu le ignorăm. Nu am răspuns până acum pentru că n-am avut contul ăsta, nu prea ne-am descurcat noi cu, cu asta, dar de acum o să facem lucrul ăsta. Mulțumim. Vă așteptăm la episodul următor, în care vom face legătura între porci și oameni. Și, uh, și se începe să uh, Oricum, îmi plăcea istoria, dar îmi place din ce în ce Am în istoria acum. E așa. Devin gelos că n-am făcut facultatea, mai am timp. Da. <laughs> Sau, dacă n-am făcut facultatea, mă la acest podcast. Cel mai bine. Mulțumim, Mulțumim. foarte mult.